ajung ideile cele mai importante, ajung să supraviețuiască și numai să supraviețuiască, dar să fie cumva nemuritoare, așa, știi? Adică, și dacă nu le știi, ajungi să te lovești de ele. De exemplu, subiectul de probabilistic graphical models. Ok, ce zice asta? Vorbim de modele grafice. Modele grafice sunt foarte generale, le avem cam peste tot. Grafurile sunt și azi, cum au fost și acum 100 de ani, foarte importante și n-o să, conceptul ăsta cu siguranță nu o să dispară. Pentru că are legătură și cu reprezentarea asta discretă a lumii, discret continuu și așa mai departe. Și o să vedem și astăzi cum în probabilități poate să pot să ajute. După aia le vezi acum mai nou în Graph Neural Networks. Deci e bine să știi grafuri. Cât mai bine, cu cât știi mai multe despre matematica grafurilor, statistică, probabilități și așa mai departe pe grafuri, cu atâta ți-e mai ușor. Și astăzi și în viitor. Acum, de ce probabilistice? Grafurile deterministe. Nu am un pod, am un oraș, am nu știu ce, totul e determinist, totul e clar. Probabilistice pentru că acum noi încercăm să modelăm variabile aleatoare. Adică fiecare nod, să zicem, are asociate niște valori aleatoare care pot să vină din o anumită distribuție. De ce graf și nu altceva? Bine, o să trecem prin slide-uri, dar vreau să vă zic așa puțin povestea. Deci, problema următoare, că noi avem, de obicei lucrăm cu multe variabile, care sunt aleatoare, mă rog, în cazul rețelelor neurale, când stai să lucrezi cu ele, nu te gândești la valorile respective care, ca fiind într-adevăr, probabilități în adevăratul sens, că nu sunt neapărat normalizate. Dacă le-ai normalizat, să zic, să suma peste toate posibilele valori să fie 1, atunci ai avea de-a face cu o distribuție și atunci ele ar fi probabilități în adevăratul sens. Dar oricum, când lucrăm cu uncertainty, cu incertitudinea, atunci automat putem să facem legătura între output-ul unei rețele, să zicem, și o probabilitate. Care e probabilitatea ca pixelul ăsta să aparțină unei flori, nu? Sau ca ceea ce vedem acolo să fie într-adevăr luna de pe cer sau, știu, mama sau o casă sau așa mai departe. Deci putem imediat vedem că probabilitățile se leagă cu incertitudinea și noi am mai vorbit și despre asta și e clar. Acum nu trebuie, într-adevăr, am zis, să nu confundăm orice soft output cu o probabilitate, dar se poate transforma un soft output într-o probabilitate dacă e între 0 și dacă e mai mare ca 0, variabila egală cu 0 și se poate modela un soft output să fie până la urmă o distribuție de probabilitate dacă chiar vrem. Și ideal asta am vrea să fie. Acum, încă o dată, lucrăm cu probabilități cu, în cazul cel mai general, care sunt random variables de multe, multe variabile. Un joint distribution și cu siguranță foarte mulți dintre voi, dacă nu chiar toți, ați auzit de ideea asta de joint distribution pe mai multe variabile. X1, X2, X3, oricâte. Nu putem în general lucra cu ele așa cum sunt ele, pentru că fiecare din astea X-uri pot să ia foarte multe valori și atunci eu, ca să modelez chestia asta perfect, ar însemna să am o infinitate de date. Vedem și acum cu rețelele. Datele sunt o problemă, adică n-am acces la toate datele din lume ca eu să știu, dăm valorile lui X1, X2, X3 și eu să-ți spun exact care e probabilitatea acelui tuplu de valori să se întâmple. Stai să vedem, Maria Alexandru. Cred că nu e în România. În vacanță sau ceva. Super. Alexandra sau nu știu. Norvegia. Ok. Norvegia. Bun. Deci. Așa. Și atunci lucrăm cu grafuri ca să simplificăm puțin lucrurile. De exemplu, zic mai, în loc să scriu întreaga probabilitatea asta ca tuplu de probabilități, hai să o rup în noduri și în edge-uri și dependențele, care în principiu totul e dependent față de totul, ar putea să fie, dar eu pot să păstrez o dependență și de la nodul din capătul lumii până la nodul celălalt din capătul lumii prin graf. Deci am nevoie de cel puțin edge-uri, că dacă n-am edge-uri, am naive base. De acolo vine și ideea de naive base. Am independență. Ca eu să am oarecare dependență care să le pună pe toată la oaltă, am nevoie cel puțin de edge-uri. Edge-urile sunt minime din vedere al costului. Mai ieftin decât edge-urile, nu am altă soluție. Deci dacă nu există niciun edge între mine și alți oameni, adică o conexie măcar între doi, nu? Atunci suntem independenți, ca și cum ar fi fiecare în universul nostru. Acum, adevărat că poți să mergi dincolo de edge-uri, adică să iei în considerare triplete și tripletele sunt mai puternice decât edge-urile care formează un triplet. Nu? Că edge-urile au o limitare. Dar noi ne limităm deocamdată la edge-uri când lucrăm cu grafuri pentru eficiență, ca să putem să mergem mai departe.
Acum, cineva poate să întrebe, băi, dar la ce îmi trebuia mie grafuri când am aceste rețele foarte puternice și așa mai departe? În foarte multe puncte de vedere. Rețelele n-au rezolvat problema, doar au amânat-o. Pentru că ele nu sunt explicit înțelese. Ele sunt niște black box-uri până la urmă, care învață ceva, nu? Îți dă niște output-uri la un moment dat la care înțelege oricum reprezentarea. Ce se întâmplă între noi, nu-i foarte clar. Și asta este una din durerile, să zic, cercetătorilor din ziua de astăzi. Când citești paper-uri peste paper-uri, vezi sisteme care merg bine, dar nimeni nu înțelege exact de ce și ce fac. Bun, indiferent de asta. Deci mergi în următorul nivel. La un anumit nivel o să-mi dai un output. Că vine de la o rețea, că vine de la pixelii de la camera ta, că vine de la, nu știu, semnalul pe care îl auzi la un difuzor sau efectiv îl prelucrezi. Și la un moment dat îmi dai un semnal și îmi zici, fă ceva cu ăsta. Dacă, cum să zic, în momentul în care te duci mai departe de cazul de supervised learning, în momentul în care începi să înțelegi că ai mai multe entități, că ele se leagă între ele într-un anumit fel, nu știu, proteine, orașe, stații, orice, la un anumit nivel, la un moment dat, o să zici, bun, acum nu mai am o rețea chiar pentru tot, acum am să iau output-urile astea și am să încerc să fac reasoning pe graph. Am să încerc să mă gândesc cum să transmit mesajele dintr-un loc în altul. Am să încerc să optimizez ceva, am să încerc să fac chestii de calcul unde eu nu am învățare decât locală pe nod, nu am învățare pe tot graful, nu? Adică eu învăț, nu știu, pe parcela mea și după aia tu zici, acum ia-ți modelul ăsta și pune-l pe tot pământul. Și tu ții modelele astea învățate local, legi cumva. Și după ce le-ai legat, trebuie să le lași să funcționeze cumva, să faci niște optimizări, niște inferențe. Că n-ai apucat încă să înveți pe tot pământul și nici n-ai avut acces la asta. Tocmai asta e chestia. Graful îți dă posibilitatea de a transcende oarecum, dincolo de ce ai învățat tu local pe nod. Deci pe nod poți să zici, am băgat date în nodul ăsta, am băgat date în edge-uri, da, dar pe graf nu ți-ai băgat date. Pe tot graf. Și după cum extinzi graful și tot așa și tot așa și tot așa la infinit. Bun, deci graful niciodată nu o să fie demodat. Eu asta vreau să vă spun, nu se învață în momentul ăsta atât de mult conditional random fields, Markov random field, probabil. Dar probabil că ați auzit cu toții de conditional, care ați mai citit paper-ul sau asta. Conditional random fields, Markov random fields. Există CRF-uri pentru image segmentation, CRF-uri pentru video. Există librării și în Python, CRF. De acolo vin conditional random fields, Markov random fields, care sunt probabilistic graphical models și care vreau să vă spun că înainte de apariția rețelelor neurale dominau. Erau două chestii mari care dominau literatura din machine learning și computer vision. Mai mult sau mai puțin. Conditional random fields, Markov random fields, graphical models, care graphical models ar fi subiectul, marele subiect, care le include și pe asta, și kernel methods cu support vector machines. Deci astea două dominau cam tot. Totul bubuia cu astea. De când au apărut rețelele, lumea le-a uitat și foarte interesant așa după, există stilul ăsta în cercetare de fashion, știi? Noi suntem mereu oamenii fashion-ului, dacă ceva e în fashion acum, după ce nu mai e în fashion, zici, bă, de ce mi-a plăcut pantalonii aia trapez? Bă, nu mai știu, dar acum îmi plac ăștia alți care sunt pe invers, știi? Cum au apărut rețelele neurale, la început toată lumea zice, nu le-a plăcut de ele, după care când s-au îndrăgostit așa de tare de ele, că nu au uitat de tot de orice altceva, știi? Adică ca să vezi cum suntem, ce memorie scurtă aveam, știi? Uita de tot, toți ăia care înainte ziceau că băi, nu-s bune și că asta e bun, au zis, băi, de ăsta nu mai e bun de nimic, astea-s bune, știi? Și acum încet, încet, normal că ideile bune rămân și revin și așa mai departe. Dacă vă duceți pe, să zic, mergi pe Scholar, pe Google Scholar și dai o căutare, uite, conditional random fields și te duci, să zicem, din 2021, ultimele lucrări, o să vezi. Uite, o să vezi CVPR-uri, lucrări care încep să aibă citări, o să vezi self-attention-based conditional random fields, dance with self-attention, a new look at conditional random fields and anomaly detection in video. Deci sunt paper-uri, nu sunt cum erau pe vremuri, dar încep să revină și foarte multe paper-uri folosesc aceste conditional random fields. Sunt folosite cel mai simplu mod în care poți să le folosești pentru a corecta output-ul, să zic, a unei rețele de secundare, să zic, cel puțin în vision. Îți dau un output mai zgomotos, mai are niște zgomote, mai are niște găurele, mai are niște șe și le pui într-un conditional random field și îți curăță. Deci are efectul ăsta de curățare, de smoothing. Dar asta nu e neapărat atât de impresionant, cu toate că are un efect foarte bun și e mult mai tare decât o simplă funcție din asta banală de smoothing, știi? Și oamenii folosesc chestia asta în mod practic.
fără să fac un big deal din asta. În lucrări se poate folosi așa ceva și sunt algoritmi care merg repede. Uite, din 2018, dacă mă uit, încep să fie și lucrări care au acumulat joint semantic instant segmentation of 3D point clouds with multitask point wise networks and multi value conditional random fields. Deci apar, dar conditional random fields, dar parte din probabilistic graphical models. Acum hai să începem un pic cu teoria și eu o să vedem în funcție de cum vi se pare interesant subiectul. E un subiect foarte general de machine learning și pe de altă parte are și părți practice foarte multe. Să vedem până unde merge cu el. Chestia e că asta se predă de obicei într-un curs avansat de machine learning de la, să zic, un program de doctorat, să zic, sau master în America. Și în ziua de astăzi, ca și atunci, se predă curs de probabilistic graphical model și ține, mă rog, că ține un curs, un semestru întreg. Ceea ce este imposibil și nu vrem să facem asta aici. Vreau doar să vă dau un gust, să vă dau un intro și să vedem ce facem cu ele, cât de departe putem ajunge, dar sunt interesante, o să vedeți. Ok, hai să dau share, sau cum făceam eu. Vrem share, nu? Așa. Your entire screen, a window. Share. Vedeți, da? Probabilistic graphical models in machine learning? Da. Se vede, da? Se vede. Da. Bun. Hai să începem cu începutul. Bun, vorbim de estimare probabilistică. Asta, mă rog, vorbim de ceva timp, normal. Să zicem că dacă avem, probabil știți cazul ăsta, avem un cuvânt, avem un topic, care probabilitatea să apară cuvântul respectiv, dându-se topicul și după aia mulțim probabilitatea topicului. Deci, lucrurile în general se modelează statistic. Asta nu e nimic interesant deocamdată. Hai să vedem un exemplu de imagine, de segmentare de imagine. Deci avem imaginea rățuștei, după aia avem rățușca segmentată și după avem o imagine pe care ne-am dorit eu să fie mai curățată. Uite, o metodă de probabilistic graphical models poate să-ți ia imaginea asta cu rățușca și să-ți o curețe fără probleme, fără să faci foarte mult learning cu ea. Adică făcând ceva learning mai low level, dar e în stare să facă chestia asta, știi? De aceea zic că în momentul ăsta foarte multă lume în modul practic folosește CRF-urile doar ca să-și curețe output-ul. De multe ori nu știm cum să-l curățăm. Și atunci ce facem? Punem un threshold. Dar aia is, nu știu, the simplest and dumbest thing to do, but also the thing that makes perfect sense. Dacă ți-ar merge ție perfect rețeaua. Dar rețeaua ție nu-ți merge niciodată chiar perfect și atunci tu faci, mă rog, te mai gândești, mai faci un erosion, mai faci un dilation, mai faci o connected components, te mai gândești, te mai socotești, mai vezi tu ce faci și până la urmă scoți un output. Dar conditional random fields pot să-ți dea un output mai bun și poți să obții asta chiar pe gratis, că sunt funcții care fac asta deja și cu minim de tweaking de parameters le pui să lucreze și doar să știți, dacă cu proată aveți nevoie să curățați niște output-uri, chiar asta e de recomandat. Acum, există mai vechi decât Markov random fields și conditional random fields, există aceste Bayesian networks, rețele bayesiene. Da? Nu știu, voi ați făcut la școală, cei care ați făcut programele de master sau chiar nu ați atacat deloc subiectul ăsta? Nu rețele neurale, măi. Rețele bayesiene, în ce curs ați făcut? La rețele neurale? Dar cum să nu știu? Am înțeles, nu ți s-a părut relevant. Ceilalți care vin poate de la alte școli sau? Cine e familiar cu rețele bayesiene? E cineva familiar de aici? Sunt rețelele alea cu proprietăți condiționale? Ba, cu proprietăți condiționale, da. Da, de fapt, este una din întrebările pe care le pune doamna Florea celor care vin la master, vor să intre la master. Cine face un curs de introducere de inteligență artificială,
ar trebui să, să știe despre rețele benzine. Sau... Bun, deci uite, rețelele benzine, o să vedem acum, care sunt un precursor și, și foarte strâns legate de Markov Random Fields, Conditional Random Fields, au iarăși un impact și istoric, dar și în ziua de astăzi sunt chestii pe care poți să le modelezi foarte... Că nu ai altceva, deci e chestie de eficiență, știi? Și îți dă cineva niște modele, niște probabilități și tu trebuie să decizi niște chestii, să construiești ceva repede. Și poți să, să faci chestia asta cu rețele benzine. Apropo, o carte foarte importantă de rețele, Probabilistic Reasoning and Graphical Models, scrisă prin 90 ceva, Judea Pearl, ați auzit de el? Ați auzit de Judea Pearl? O și premiat la nivel, mi se pare că a luat premiul ăsta, Turing sau Judea Pearl. A luat Turing Award ăsta sau nu? Ijikai Award for Research Excellence, Turing Award, da. A luat premiul Turing, uite. Rumhal Harvey. Turing Award care e un fel de, mă rog, ca un fel de Nobel Prize în computer science. Da, el a scris lucrarea asta, adică și cartea și așa, foarte, foarte cunoscut omul, adică e bine măcar să știți de el, să știți numele lui. Ce e șocant despre, despre el, nu care avea legătură cu ce a făcut el, e că băiatul lui a fost un mare, important scriitor la Washington Post, ziarist, și a fost prins de teroriști și decapitat. Asta... Ca să vedem că lumea asta nu e tot timpul science and nice and beautiful. Ok, deci hai să ne întoarcem la ale noastre. Unde ești? Prezentare. Ce-am făcut? Ce-am făcut aici? Că am făcut ceva așa, zice, nu știu cum am reușit eu să... Primul stop. Am ieșit cumva din... prezentare și totuși îmi zice că mai prezint o dată. Ceva nu e foarte clar. Window. Așa. Bun. Deci putem să folosim astfel de rețele pentru absolut orice. Când avem variabile care cumva depind una de alta. Nu trebuie să fie neapărat cauzalitate. O anumită dependență. În cazul celor beziene sunt DAG-uri, directed acyclic graph, sau pot să fie chiar cu cicluri. Și avem dependențe din astea condiționale, care sunt reprezentate cu edge-uri direcționate. Deci exact asta spune și pe slide-ul ăsta, că e important, noi modelăm aceste variabile cu modele grafice, tocmai ca să, din astea cu edge-uri și cu noduri, tocmai ca să rupem aceste distribuții joint peste multe, multe variabile care sunt foarte, foarte greu de modelat și învățat. Și, mă rog, dacă ai avea infinit timp și date, ai putea să înveți probabilitatea oricărei configurații ale universului, nu? Și atunci chiar n-ai mai avea nevoie nici de rețele neurale, n-ai avea nevoie de nimic, că ai putea să te duci acolo la lookup table-ul ăla unde ți-ai scris exact valoarea aia învățată și ai zice-o și ai putea să tragi concluzii direct. Dar nu poți să faci asta. Atunci de acolo vine nevoia acestei probabilități condiționale și construcției de grafuri. Bun, acum random variables, noi tot am vorbit despre asta, e clar ce, mă rog, sau cum am putea să le interpretăm, care e probabilitatea ca o anumită variabilă să ia valoarea instanță, efectiv o anumită valoare, cum ar fi weather egal sunny sau weather egal rainy, și care sunt probabilitățile efective. E, dar noi avem mai multe, o să avem mai multe probabilități, și aici avem o singură variabilă, să zic că x i. Dar când avem mai multe, să zic am x1 și am x2. X1 poate să ia valori în 0, 1, 2, x2 poate să ia valori în 0, 1. Deci avem 3 ori 2 posibilități în total, avem 6 probabilități peste tuplul ăsta x1, x2, care e o pereche. Și aici lucrurile se complică când avem mai multe. Ei, asta poate fi modelat cu un edge, de exemplu, dacă sunt două. Atunci problema apare când o să am x1, x2, x3, x, când o să le am pe toate. Hai să mergem mai matematic un pic. Hai să vedem ce vrem să zicem aici. De exemplu,
ideea asta de marginalizare. E cineva care nu-i familiar cu ea? De exemplu, dacă am X1, X2 și e număr peste toate, și am probabilitățile alea undeva memorate, și e număr peste toate valorile lui X2, atunci asta îmi dă P de X1. Asta e clar? Este marginalization. Și care, de unde vine asta? Exact, atâta timp cât X2 acoperă toate posibilitățile, eu practic pot să le elimin pe X2 în suma asta. Deci exact cum ai zis, dacă mi-au umbrela, cazul este poate să plouă, poate să nu plouă. Dacă ar mai fi un caz intermediar, ar trebui să-l dau și pe ăla. Poate să ningă. Okay? Și le iau pe toate. Bun, dacă ninge tot nu plouă, ești tot în cazul nu plouă. Deci atâta timp cât acopăr toate cazurile disjoint, toate valorile lui X2. Și atunci probabilitatea ca eu să iau umbrela egal probabilitatea, deci cu alte cuvinte, probabilitatea ca eu să iau umbrela egal cu probabilitatea că eu iau umbrela când plouă, plus probabilitatea că eu iau umbrela când nu plouă. Și dacă eu știu cele două probabilități, le adun și îmi dă exact probabilitatea că eu iau umbrela. Deci, asta e una dintre regulile fundamentale ale probabilităților și cumva e și foarte logic. Dacă mător toate cazurile peste X2, atunci am acoperit tot ce se poate acoperi și din punctul ăla de vedere X2 nu mai e relevant. Pentru că le-am luat pe toate la rând. Și cu ce rămân? Rămân cu exact cealaltă pe care, la care am o singură instanță. Dacă ne gândim la probabilitățile astea ca niște arii, dacă am aria tuturor posibilităților lui X1, X2, nu? Și X1 într-o parte adevărat și not X1 în cealaltă parte, X1 și pe el însuși pot să-l împart și el se intersectează cu X2 când X2 e adevărat și X2 e fals, să zicem. Și atunci, din punct de vedere al arilor, imediat pot să înțeleg că aria lui X1 e egal cu aria lui X1 când X2 are o valoare plus aria lui X1 când X2 are o altă valoare și așa, și în sub ariile astea eu practic îmi scot întreaga aria lui X1. Vizual e foarte ușor de văzut. Și de înțeles așa, și intuitiv. Și și temporal în cazurile are, cum a zis Vlad. Ok. Acum asta iarăși are logică să o scriem, putem să o scriem ca pe X1 condiționat că X2 că ia umbrela. Deci probabilitatea că eu mă duc afară și iau umbrela și ia umbrela, așa se întrebează virgula asta, este că merg afară dându-se că mi-am luat umbrela, că ia umbrela și că plouă, mă duc afară, este probabilitatea că ia umbrela când plouă, dându-se faptul că plouă, înmulțit cu probabilitatea că plouă. Și asta e aici. Da, poți să o vezi așa, da. Asta condițional aici, iarăși e o regulă de bază, asta trebuie să o înțelegem, dar intuitiv iarăși e foarte ușor dacă desenăm lucrurile. Deci asta de aici e egală cu asta de aici. Vedeți unde fac eu highlight? Sau nu se vede? Da, se vede. Deci asta, oricând poți să o scrii ca asta, pentru oricare două variabile. Asta este universală. Și asta se poate vedea, v-am zis, dacă vă desenați frumos, dar noi am mai vorbit despre asta, de aia n-am mai desenat cu data, dar asta poți să-ți imaginezi. Deci asta este condițional. Și atunci, bineînțeles că eu pot să scriu și invers. Aceeași pot să scriu ca X2 dându-se X1 ori X1. Deci pot să mă duc și invers. Și de acolo vine și Bayes rule, de fapt. Că după aia împart la ăsta și uite, așa ajung la Bayes rule. De aici. Că pe asta pot să scriu ca pe X1 dându-se X2 ori X2. Nu, invers o să fie. X2 dându-se X1 ori X1 supra P de X2 în cazul ăsta, ca să nu scriu același lucru. Dreapta-stânga. Și aia o să-mi dea Bayes rule. Și chain rule e asta. Chain rule vine imediat din asta și este fundamentală. Care e chestia? Eu vreau să... De fapt, de ce fac lucrurile astea? Deci, în cazul ăsta, de exemplu, fac lucrurile astea pentru că eu, în general, o să vreau să simplific lucrurile. Eu aș vrea ca să-mi iau probabilitatea asta joint și să o împart în bucățele, dacă aș putea. Când pot. Atunci când am independențe.
că mi-e mai ușor să lucrez cu ele. Exemplu. Ideea de independență mă ajută foarte mult pentru că încep să scap de termeni. Stai. Așa. Deci, așa, am ajuns la base rule. E clar că aia duce la base rule. Da. Deci e clar de unde vine asta. Asta vine din acea egalitate P de X1, X2, care poate fi scrisă în două moduri. Deci dacă îl mulțesc ambele părți aici cu P de X2, atunci imediat văd echivalența, că o iau așa sau invers sunt același lucru. Iar pe asta pot să o scriu exact cu marginalizarea asta, cum am zis. Aici. Asta, pot, asta este, nu este altceva decât P de X2, X1, marginalizat, însumat peste X1 și îmi rămâne X2 afară. Eu am o problemă cu... Nu știu de ce... Asculta, poate dacă vine aici. Așa. Foarte ciudat. Hai să văd dacă... View full page. Full screen mode. Așa. Nu. Așa nu. Acum vedeți? Da. Te vede, da? Bun, deci ideile astea pe care le zic eu acum, astea, voi sunteți toți familiari cu ele, nu? Adică noi am și vorbit despre asta, dar nu știu, e totul clar până aici? Are vreo logică ce zic sau e banal? Da, ok, bun, dar cum scriem asta matematic? Asta este cheia. Deci da, deci asta de aici e logică, e independență, nu? Dar e clar că și asta e tot independență, că asta de sus vine din cealaltă, vine din faptul că în loc de px1 aici a scris pe ăsta. Deci dacă pui pe ăsta aici, e valabil pentru oricare X1 și X2. Fie ele independente, fie ele neindependente. Asta devine, în momentul când ai egalitatea asta, atunci înlocuiești pe ăsta cu ăsta sus și atunci ai asta. Deci e clar și că faptul că joint-ul e produsul lor când sunt independente? Păi poți să o traduci intuitiv în multe moduri. Eu cred că intuiția tot timpul zice că e așa. Poți să o traduci și prin simplu fapt că joint-ul, care pare că are o legătură de independență, în momentul când poți să-l scrii ca un produs, tu în principiu poți să produci produsul ăsta independent, simultan. Adică poți să te ocupi de P de X1 într-un loc și în celălaltă cameră, în alt calculator, să calculeze P de X2. Dacă ele sunt cu adevărat independente, tu poți să le faci independent pe chestiile astea și atunci după aia numai le înmulțești și îți dă asta. Sau poți să vezi altfel. Pentru fiecare din valorile lui X1 am aceeași șansă să am valorile lui X2. Deci clar că cele două sunt ortogonale, cele două spații, și atunci pot să le înmulțesc. Uite, din punct de vedere al arilor, de exemplu. Aria trebuie să arate ca un dreptunghi, cu alte cuvinte. Ca să am independență. Și atunci asta e aria dreptunghiului și astea sunt laturile lui. Pe X1 e o latură și pe X2, dacă vrei, o altă latură. Bun. Hai să vedem independența, da. Bun, și după aia ne tot ducem la mai multe variabile. Că ideea cum ne ducem de la două variabile, cum ne ducem la mai multe variabile, da? De exemplu, X2, X1, X2 dându-se X3. Ele sunt condițional independente. Dacă la fel ca și aici, las X3-ul de partea cealaltă, am P de X1 dându-se X3, P de X2 dându-se X3. Asta este clar? Asta, deci da. Totul e echivalent cu ce am scris mai sus, numai că mai apare acolo la condiție un X3, care așa să te deruteze. Nu, se mută exact ca sus, deci se întâmplă totul exact ca sus, doar că mai e și X3 în dreapta acolo la condiție, de care nu scapi, l-ai de peste tot.
Imaginează-ți că pui o bară X3 aici, mai pui o bară X3 aici, pui o bară X3 aici, mai pui o bară X3 aici și mai pui un X3 aici. Nu mai pui, nu, că două bări nu se pun. Pui virgulă X3, că faci parte din condiția asta. Da? Deci X3-ul e adăugat peste tot. Asta nu schimbă cu nimica povestea. Asta nu e clar, Vlad? La dreapta ai adăugat un X3, iată tot. Da, e atât de logică, pentru că e ca și cum ai mai aduce un observator acolo, ai mai aduce o variabilă. Aia nu trebuie să schimbe nimica problema celorlalte atât timp cât tu n-ai făcut nimica cu alea, cu aia, n-ai schimbat-o. Deci aia e dată, da? Deci e un subcaz a celorlalte. Dacă tot timpul X2 și X1 au relația asta, atunci și când e soarele pe cer vor avea relația asta. Unde X3 e soarele pe cer. Nu te gândi la PDX3. Lasă PDX3, că X3-ul e mereu în dreapta. El stă acolo. N-ai schimbat nimic decât ai injectat un X3. Intuitiv, e ca și cum ai zice că probabilitățile că mă duc cu umbrela sau și plouă afară sau nu plouă, nu e chiar simplu dacă stai un pic să te gândești. Poate nu te-a luat prin surprindere, dar dacă stai un pic să te gândești, o să fie și simple. Dacă eu am niște relații ca între probabilitățile că mă duc cu umbrela, că plouă sau nu plouă, care sunt mereu valabile, atunci cu siguranță o să fie valabile și când e soarele pe cer. X3-ul e soarele pe cer. Deci dându-se că e soarele de pe cer, adevărul legii lui Newton rămâne în picioare. Pentru că ea tot timpul e adevărată. Și atunci dacă tot timpul este adevărată, e adevărată și într-un subset al timpului, atunci când X3-ul are o anumită valoare. Înțelegi? Înțelegi ce zic? Eu am niște relații acolo sus. Relațiile alea sunt valabile mereu. Faptul că eu mai adaug ceva e redundant, e aproape redundant, e ca și cum ai zice că mai există chestii în univers. Dacă everything else being equal, știi? Everything else being fixed. Dacă eu nu schimb nimic din univers în toate ecuațiile alea, înseamnă că ele vor rămâne adevărate, nu? Pentru o anumită condiție a universului. Dacă ele sunt adevărate, ce am scris sus e adevărat tot timpul. Adică ce ai scris sus cu X1 și X2 e adevărat mereu. Dacă ele sunt independente. Păi dacă e adevărat mereu, cu siguranță e adevărat și când X3 are o anumită valoare. Da. Deci pot să zic fără nicio problemă given X3. Dacă zic peste tot given X3, același X3, nu? Given, atunci nu am nicio problemă. E ca și mai zice, this statement is always true. If this statement is always true, it is also true when X3 has value 1. Știi? Înțelegi? Exact. Nu, asta se transmite, asta o să o folosim, asta o să o folosim mai încolo când o să facem chain-urile și așa. Dar nu se transmite dreapta, pur și simplu e acolo și uite-te atent că o să vezi că nu se transmite nimic în dreapta acum, dar va ajunge să se transmită foarte curând. În momentul în care începem să vrem să descompunem. Uite, de exemplu, aici poți să zici că se transmite în dreapta aici. Adică poți să o scrii pe asta ca X1 dându-se toate celelalte, înmulțit cu X2 dându-se următoarele celelalte și tot așa. Deci, P de X1 până la Xn, conform regulilor de mai sus, că poți să le grupezi ca și cum ar fi una singură, egal cu P de X1 dându-se X2 trala până la Xn, ori P de 2 până la Xn, nu? După care aplici recursiv, dacă vrei, aceeași idee și o să vezi că poți să scrii probabilitatea asta combinată ca P de X1 dându-se toate de la 2 la N, ori P de X2 dându-se toate de la 3 la N, ori P de X3 dându-se toate de la 4 la N, ori P de X4 dându-se toate de la 5 la N și tot așa până ori P de Xn. Și de aici tu după aia te uiți la independențe și nu știi ca să mai elimini din ele și să simplifici viața.
Ok. Probabilistic graphical models. Deci aici era de fapt high dimensional distributions. Când ai foarte, foarte multe variabile, practic în orice moment de timp și spațiu, nu, ai o configurație a universului. Care e probabilitatea să fie acea configurație a universului? Foarte mică, dar una e mai probabilă ca alta, știi? Și îți dai seama că dacă am lucrat așa la nivelul ăla, n-am mai terminat niciodată, n-am mai face nimic în lumea asta. Deci trebuie cumva să începem să descoperim relații, să le rupem în bucăți și așa mai departe, să simplificăm lucrurile. Sunt mult prea multe aranjamente. Și avem nevoie de această idee de independență. Nu? Noi mereu căutăm oarecare independență. Adevărul care, dacă e adevărat aici, e adevărat și dincolo. Dacă ăsta face ceva aici, ăla face ceva acolo, ei sunt independenți. Dacă totul ar fi prea legat, cu toate că până la urmă totul e legat, e adevărat. Dar n-am putea să mai gândim, să ne mai dăm seama de ce se întâmplă dacă am gândit la nivelul de complexitate și de interdependență între elementele universului, nu? Avem nevoie să le rupem în bucăți, să le gândim ca întâmplut să e independent, ca să putem face calcule, ca să putem să tragem concluzii, să mergem mai departe. Așa. Și aici Bayesian Networks a venit cu ideea asta, mergând acum de la P de X1, dându-se X2, avem ideea asta de părinți ale lui XI. Adică cei de care depinde XI sau care le liberează pe XI de dependența față de alții. Deci ce spune asta e că un Bayesian Networks condițional vine direct, deci uite-te un pic la asta, uitați-vă la asta, chain rule, da? Încercăm să ne dăm seama cum au gândit oamenii care le-au creat și de ce au avut nevoie. Deci chain rule-ul ăsta este universal valabil pentru oricare probabilitate și distribuții de probabilitate. Ok? Deci ăsta este always true. Da. Uitați-vă la domnii ăștia de aici, x1 până la xi minus 1. Da? Eu când am zis invers, dar tot corect am zis, doar că am luat de la 1 spre n. Aici văd că ia de la n spre 1. Bă, nu, tot de la 1 spre n. Ba, tot de la 1 spre n. Că e egal cu 1 la n. Dar nu contează, poți să iei în orice direcție vrei. Sau în orice ordine vrei. E, el depinde de toți cei de din urma lui. Și după aia poți să tot simplifici, să te duci, că odată ce ai făcut asta, după aia poți să te duci la următorul, deci le dai o anumită ordine. Dar cumva e prea complexă treaba, tot ai foarte multe variabile într-o formulă. Și atunci zici, ce ar fi dacă în loc să iam pe toți am avea doar un subset? Și așa s-au născut directed acyclic graphical models. Așa s-au născut Bayesian networks. În care cineva a zis, măi, poate structura nu e chiar atât de dens legată ca într-o distribuție fully joint, ci poate că e ruptă, sunt doar câteva edge-uri active acolo. Și bineînțeles că săgeata apare din această condiționare. Deci dacă scriu așa, atunci săgeata vine de la 1 la i. Adică xi dându-se x1, de la x1 merge săgeata spre i. Ca și cum X1-ul ar cauza pe XI, dar nu e neapărat adevărat, nu e vorba de cauză reală aici. E vorba de o condiție, pur și simplu. Și de a stabili independențe și cazul de independență sau nu. Bun, și am ajuns la ideea de parents. Și cum, care sunt părinții? Vedem în funcție de structura grafului. Putem să ne definim noi. Stăteam să mă gândesc dacă pot să fac o paralelă cu rețele neurale, dar mă abțin, pentru că alea nu sunt definite probabilistic și nici nu trebuie să facem o paralelă directă. Ele bineînțeles că pot să intre în toate ecuații. Uite, P-ul ăsta poate să fie el însăși o rețea, fără probleme. Și bineînțeles că și acolo în rețea pot să găsesc tot felul. Dar acolo fiind atât de multe variabile și atât de multe weight-uri, nici n-ar rost să te gândești în felul ăsta. Dar în orice caz... Pot să mă gândesc și acolo cumva să fac o paralelă dacă vrei. De exemplu, stratul, layer-ul L6, nu? Stratul L6 depinde de stratul L5. Dacă n-am skip connections, nu mai depinde de L4 dacă odată ce i-am dat L5. Adică dacă nu i-aș da L5, el depinde de L4. Dacă îți spun care au fost la L5, tu imediat poți să spui ce urmează la L6, dacă e fit forward. Adică asta e chestia, ideea asta de că eu depind de părinți, dar cumva părinții mă protejează odată ce știi variabilele care mă pot influența pe mine, dacă alea sunt date, eu de fapt acum sunt independent de toate celelalte. Și asta este una din marile proprietăți ale rețelelor beziene. Că un nod este independent de oricare alt nod dându-se părinții lui.
Ceea ce e cool, pentru că reduce computația. Nu mai zici, băi, eu depind numai de vecinii mei, cum ar veni. Sau de părinții mei, dacă vrei să-i definești așa. Și atâta, dacă tu îmi spui ce valoare au ei, atunci eu îmi cunosc probabilitatea perfect. Nu mai contează ce e în afara lor, că ei m-au protejat. Și aici o să apară și ideea de Markov Blanket, când vorbim de Markov Random Fields, care sunt non-undirected. Exact aceiași părinți, în cazul ăla nu o să mai fie parents, că nu o să mai fie directed, dar o să fie un blanket și o să fie ideea de neighbors. Okay? Acum, pentru Bayesian networks, vedeți voi că toate modelele astea care s-au dezvoltat și au o logică, dar ele au avut mereu o problemă practică în minte. Pentru că așa e, matematicianul, computer scientistul, nu știu, lucrează cu oameni care au probleme reale în tehnologie, în societate, după aia el se duce și încearcă să facă problemele alea, el își dă seama că nu știe suficientă matematică, se duce, vorbește cu un matematician care are și el talent la calculatoare, ăla discută, se pun împreună și nu știe, și la un moment dat matematicianul sau, mă rog, teoreticianul vine cu o chestie mai teoretică, să implementează chestii, iarăși să bună și uite așa modelele astea se nasc. Dar o să vedeți că de fiecare dată când discutăm de modele, și asta a fost în toată istoria științei, oricât ar fi de abstract un model, el până la urmă îți vine cu un exemplu de genul ăsta. Bulgari, earthquake, alarm, John calls, Mary calls. Deci ăsta era tipul de probleme unde au fost aplicate primele basenets. Acum, asta nu înseamnă că în ziua de azi nu avem astfel de probleme interesante, că asta ar fi rezolvată. Nu e rezolvată. Ceea ce zic eu e că în ziua de astăzi avem pe nodurile și pe săgețile astea și pe valorile astea, avem ceva mult mai complex, mai bine antrenat și la un nivel mai înalt. Poate că întrebăm chestii mult mai subtile. Pică marketul. Banca aia o să meargă bine? Investmentul ăla merită? Stocul ăla se duce în sus sau în jos? Pică guvernul? Ce trebuie să facă ministrul ca să, nu știu ce? Ce trebuie să facă firma cu tare? Merge ideea aia. Deci nu mai e că Mary calls, John calls. Cu toate că și aia e la fel de complexă, n-ai să știi exact. Dar la un alt nivel mereu trebuie să mă gândesc la dependențe de genul ăsta și să mă gândesc cum aș putea, deci, să calculez ceva foarte, foarte rapid. Dacă cineva mi-ar da, dacă cineva mi-ar da niște probabilități de genul ăsta la un nivel foarte înalt și ar fi bine calculate, eu aș putea oricând să le folosesc și cu siguranță să le folosesc la greu și în ziua de astăzi. Deci, în orice caz, aici hai să vedem. Deci, alarma sună dacă e bulgari sau earthquake. Da? Deci alarma depinde de bulgari și depinde de earthquake. Bulgari sau earthquake, să zicem că sunt independente între ele. Nu cred că sunt chiar independente, că dacă e earthquake, ăsta nu vine să-ți pargă casa. Cu toate astea, earthquake poate să apară și oricând. Deci, hai să zicem că sunt independente. Bun. Acum, ele între ele sunt independente. Da? Dar ele au fost independente doar dacă nu știi nimica de nimic altceva. Dar ele sunt independente. Deci ele de la sine sunt independente. În schimb, ele nu sunt independente dacă sună alarma. Dacă eu, de exemplu, spun că n-a fost earthquake, tu poți să spui dacă e bulgari sau nu? Nu poți să-mi zici. Adică nu, dacă spun că n-a fost earthquake, nu te influențează cu nimic să zici dacă cineva ți-a intrat în casă sau nu. Nu ți influențează. Mă rog, o minimă chestie acolo poți zici că ar putea, dar nu, hai să zicem că sunt independent. Deci nu influențează, că e cu tremur sau nu, poate cineva ți-a intrat în casă, poate nu. Și fix când tu ai intrat în casă, a fost earthquake. Bun, dar dacă eu spun acum că n-a fost earthquake, dar alarma a sunat, acum poți să zici ceva despre bulgari. Da, poți zici, probabil că cineva a intrat în casă. Da? Deci, probabilitatea că s-a întâmplat că cineva ți-a intrat în casă, dacă n-a fost bulgari, dar a sunat alarma, crește foarte mult în momentul în care tu cunoști alarma. Deci, în momentul când apare alarma, informația despre alarmă, ele două nu mai sunt independente. Pentru că apare această alarmă care cumva e un produs comun al lor, a posibilităților, și prin asta tu poți să ghicești ce s-a întâmplat în partea cealaltă. Știi? Ca și cum ai zice, dacă, nu știu, unul dintre noi trebuie să ducă mingea la gard. Eu n-am dus-o, dar mingea e la gard. Înseamnă că ai dus-o tu. Nu? Sau eu am dus-o și mingea la gard. Înseamnă că n-ai dus-o tu. Am dus-o eu.
Știi? Sau probabil că ai venit și tu cu o minge, dar nu mai știu, probabilitatea aia nu mai e atât de mare. E. Asta e când ăștia doi sunt părinții, aș putea să spui că X1 și X2 sunt părinții lui X3. Acum X3 e părintele lui X1 și lui X5, care e altceva. Acum ce zicem noi aici este chestia asta. Dacă noi nu știm dacă a sunat alarma, atunci Bulgari și Earthquake influențează indirect, prin X3 influențează John Coles, Mary Coles. E clar că există o probabilitate între Earthquake și Mary Coles. Mă sună Maria dacă a fost Earthquake sau dacă a intrat cineva acasă? E probabilitate mult mai mare să mă sune decât dacă nu a fost Earthquake sau dacă nu a intrat cineva acasă. E, asta e adevărat. Prin graf se și vede cum această independență parcă curge prin X3. Această dependență. Dar ceea ce zice proprietatea cu protecția asta de părinți e că dacă X3-ul e cunoscut, nu mai contează dacă a fost Earthquake sau Burger. Mă rog, în graf a fost, în realitate Earthquake-ul e atât de mare și de cunoscut încât nu se știe doar prin alarmă, îl vezi. Dar în graf a fost ceea ce modelează graful ăsta este că odată ce alarma, situația cu alarma e știută, nu mai contează dacă ați intrat cineva în casă sau a fost Earthquake, că alarma în sine are un efect asupra lui X4 și X5. Deci X4, ceea ce vreau să zic e că atât X4 cât și X5 sunt independenți de X2 și X1 dându-se X3. Da? Acum, dacă încă o chestie ce pot să spun din graful ăsta este că dacă știu că alarma a sunat sau nu, odată ce știu situația alarmei, există independență între John și Mary. Însă nu există independență între ei dacă nu știu valoarea alarmei. Fix pe dos față de cazul celălalt. Deci în cazul față de Bulgari și Earthquake, dacă știu alarma, ele sunt dependente. Dacă nu știu alarma, sunt independente. În cazul celorlalți de după, dacă știu alarma, ele devin independente. Pentru că X4 e protejat chiar și de X5 odată ce știu X3. Însă dacă nu știu X3, ele nu mai sunt independente. Face sens și am zis eu acum, are logică. Da. Nu, dar intuițiile astea sunt bune, știi, chiar sunt foarte bune. Că cumva toate regulile astea îți dai seama că la ce, bun, și la ce îmi folosește toată intuiția. Păi îți folosește pentru că poți să simplifici un pic lucrurile, că altfel ar trebui să lucrezi cu 5 chestii. Și vezi că mereu e vorba despre asta când vrei să faci o tehnologie care să fie robustă, să fie eficientă și să nu irosească timp și să o înțelegi. Păi există legi tot mai multe în momentul ăsta că nu mai ai voie să faci chestii de un anumit risc sau de o anumită, nu știu, importanță, să zic așa, de risc asupra vieții omenești sau asupra omului, dacă nu explici. Acesta e problema de explainability. De aici vine. Inițial, rețelele neurale n-au avut succes și din cauza asta, că lumea nu putea să le explice. Și atât adică nu poți să explici ceva, e greu să vinzi. E greu ca cineva să-și bagi bani în chestia asta. E greu ca să ai încredere. Și e pe bună dreptate. Adică se vede și astăzi că sunt foarte multe cazuri și exemple și chiar research întreg pe rețele care dau niște rezultate total absurde, punând un amount minim de noise pe input sau cu mici variațiuni și ele o iau razna. Adică chiar nu înțelegi ce se întâmplă acolo. Deci trebuie să explici, mai ales când faci chestii care au anumită self-driving car sau știu, chestii care pot să aibă un impact direct asupra viața omului. Nu un app din ăsta drăguț care îți spune, să zic, urechi mai altfel sau nas de Mickey Mouse sau te îmbracă într-un alt fel, dar așa să fie cute. Asta nu, dacă îți place o folosești, dacă nu o să sară nimeni în sus dacă nu poți să explici și acolo. Dar în momentul când începi, vrei să faci aplicații de, nu știu, care pot să impacteze viața omului, siguranța lor și așa mai departe, sau la un nivel mai larg de oameni, atunci, într-adevăr, tu trebuie să vii cu ceva de genul ăsta. Cu module de genul ăsta și să încerci să explici cu așa ceva. Păi uite, vezi, Mary calls because și John calls when whatever. Și începem să facem o logică în toată treaba asta. Că atunci așa, da, bă, uite, are un sens, știi? Adică înțeleg. E logic. Îți dai seama cum ar fi dacă diagrama asta ar fi total ciudată și pe dos. Și n-ar mai avea niciun sens. E clar că nimeni n-ar zice, băieți. Și cineva să zice, dar nu contează că nu înțelegi. Bă, nu contează că nu e intuitiv. Funcționează? Și bă, funcționează, dar e scary. Nu. Vreau să înțeleg. Știi? Nu trimit omul pe Marte dacă chiar n-am înțeles și cu aterizarea aia, legile fizice, dacă se potrivește cu simularea și mai.
Păi nu contează legile, ce legile fizice, că merge. Uite, merge, am încercat de 100 de ori și merge de fiecare dată. Hai să încercăm să explicăm și după aia da. Deci asta zic că e... Bun, ok, și atunci avem aceste tabele. Și aceste, practic, atunci pe vremurile respective, cel puțin la început, nu? Că nu era foarte multă memorie în calculator și era și greu să înveți, veneai cu lookup table, cu table-uri din astea în care puneai niște valori pentru 0, 0, 0, 1, 1, 0, diferite valori are x și 2. Dar încă o dată, astea pot să fie schimbate cu distribuții întregi reale. Deci faptul că se folosesc niște tabele sau faptul că se folosește ceva mai bogat în exprimare ține de puterea datelor și a ceea ce faci. Nu schimbă cu nimic, să zic, ideea. Pentru că tu poți să ai o distribuție peste toate valorile, peste multe valori. Nu trebuie să fie ceva discret. Sau poate să fie ceva discret, dar imens. Deci e aproape la fel de... Știi, for all practical purposes, is like the continuum. Bun. Acum... Să vedem. Putem, și acum dacă suntem atenți, o să vedem că putem să scriem distribuția după regulile noi de independență așa. Și dacă ne uităm aici, de la stânga la dreapta, o să vedem că arată mult mai simplu decât cazul ăsta, care e general. Atunci e mai simplu de tot. Și de făcut calcule și de reținut, că avem reținut doar tabele, nu și tensori sau... tensorii, nu știu câte dimensiuni, că vă dați seama ce ar însemna să țin pentru fiecare instanțiere a lui X1, X2 până la XN toate combinațiile. E un tensor, eu practic un cub în nu știu câte dimensiuni, numărul de variabile. Na, și aici sunt întrebările astea pe care zice, este X4 independent față de X5? Nu. Dându-se X3? Da. X1 față de X2? Da. Dându-se X3? Nu. Și acum... este X1 independent față de X2 dându-se X5? Nu mai este independent. Dacă Mary calls, crește probabilitatea de Bulgarian earthquake și contează ce știm despre el. Mary can call whatever. She can call for whatever reason. But if she calls, that's an information. That's an extra information. Bun. Și nu e evident așa, știi, dar vezi cum așa apare ideea de independență și de cauzalitate. Și e interesant că cauzalitatea noi intuitiv o vedem bine aici, nu vorbim de cauzalitate încă o dată. Problema cauzalității încă nu e rezolvată. Și ce interesant că tot Judea avea o carte despre cauzalitate. O scris o carte întreagă despre asta, dar problema nu e nici astăzi rezolvată și există și astăzi research pe causality și așa mai departe. Nu știu dacă cauzalitatea există cu adevărat sau cum e ea, cum am putea să o definim, dar într-adevăr sugerează cauzalitatea astfel de relații și poate să dea o explicație lumii dincolo de, știi, hai să învățăm toate la grămadă, știi, toate joint distribuțiile la grămadă. Bun, și aici niște teorii care spun ce înseamnă această idee de deseparare, D liniuță separare, este exact asta, că ești protejat de părinți. Odată ce se știu părinții sau se știu cei care vin spre tine, tu ești independent față de orice altceva. Ok. Și această idee să o țineți minte, de deseparation. Ați mai auzit de ea? Vlad, ai auzit de deseparation? Nu, dar chiar e fundamental, știu că sună așa ce cu tise. Da, dar ele pot să fie, uite, dacă faci orice fel de cercetare din asta unde ai de lucru cu niște grafuri așa rapid și să faci niște inferențe și așa, poți să te gândești foarte, foarte fain cum ai putea să pui mai multe rețele învățate independent sau separat sau pe tuple din astea X1, X2 sau X2 singur sau așa, și după aia să încerci să le legi și să faci o rețea. Pe care după aia să vezi cum se comportă. Dacă nu ai date, știi, dacă nu ai date care să le pună tot timpul pe toate la un lat. Dacă nu ai niciodată date care să surprindă X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8, 8, nu ai datele alea. În schimb, ai X1, X2, ai X2, ai X2, X3. Și lumea așa e făcută. Noi nu avem informație despre absolut tot, dar avem informații locale, dar prin aceste legături, noi practic avem totul. Să zic, adică am putea în principiu să venim cu ceva mai mare la nivel de... Aici va apărea din nou și bine, acum rețelele, de exemplu, rețelele astea, cum le zice, graph neural networks, preiau rolul ăsta.
Dar și Graham Neurologicul suferă totuși de aceeași problemă, că și acolo tu trebuie să ai mereu toate datele ca să înveți. Adică încă n-am văzut un sistem de Graham Neurologicul care să învețe doar așa pe câte o legătură și după aceea să le pună la un loc. Aici imediat îți sugerează că trebuie să te întorci undeva înapoi la modelele astea probabilistice grafice. Adică ai putea de fapt ai putea să vezi un Graham Neurologicul ca un special case al acestor idei, dacă vrei. Oricum sunt și foarte inspirate și cu ideea asta de message passing și cu toate ideile astea din ele. Bun. Markov Random Fields, MRF-uri sunt astea. Interesant că Markov a trăit long time back, știi, la bar n-avea cine, o să știi numele lui, o să apară în rețelele, în de la Markov Chains, mă rog, în rețelele astea mai complicate. Deci, diferența între Markov Random Fields și Bayesian Networks e că, principala diferență e că Markov Random Fields sunt undirected. Nu această legătură directă, ai doar niște funcții, niște funcții pe graf. Din cauza asta nu poți să calculezi probabilitățile atât de exact și atât de frumos. Ai niște funcții, F-uri, sau click potentials, cum le mai zice, pairwise potentials, unary potentials. Probabilitatea joint distribution unui Markov Random Field arată cam așa, unde am unary potentials, ceea ce arată aici, și aici am pairwise potentials, da? Și aici am un Z care e zeta function și care, bineînțeles, e doar ca această probabilitate să fie să dea 1, sumă peste ea să dea 1. Deci Z-ul e exact cu suma peste pe X, exact suma peste tot. Problema cu ele, practic, e că Z-ul nu se cunoaște, că nu poți să treci prin toată probabilitatea și Z-ul se aproximează. În schimb, potențiale poți să inventezi foarte ușor de mână, chiar să scrii. Iute, potențiale astea puteam fi învățate cu rețele. Atunci, pe vremea când nu erau rețele și ca să poți să, care să poți să le înveți mai repede, se foloseau funcții mai simple, liniare, tot aveai niște parametri și se învățau. Acum mai nou apar tot felul de lucrări foarte interesante cu deep learning for graphical models și stuff like that, adică combinații foarte interesante. Numai că nu sunt atât de multe lucrările și sunt grele pentru că nu multă lume știe cum să lege lucrurile astea. Cei care au început, să zic, cercetarea când am făcut eu, suntem foarte familiari. Cei care ați făcut acum, sunteți familiari cu Neural Nets, dar ați pierdut un pic, să zic așa, foarte mulți. Mă rog, neapărat voi, dar se pierde relația cu chestii mai fundamentale. Știi? Și asta nu e un lucru bun. Asta nu e un lucru bun. Bine ar fi să le putem pune la un loc, știi? Și atunci, din combinație, ar putea să iasă cu adevărat lucruri magice. Ok. Deci asta e diferența principală între Markov Random Fields și Bayesian Networks, e că Markov Random Fields sunt undirected, nu au ideea, astea nu sunt probabilități, F-urile sunt potențiale, mari sau egal cu 0. Z-ul, bineînțeles, trebuie să dea cumva ca asta să fie 1, integrală sau sumă peste P de X, peste toate valorile lui X, toate combinațiile de valori trebuie să dea 1 și asta e dată de asta. Și atunci împărțind la asta e ca o funcție de normalizare, dacă vrei. Și potențialele definesc edge-uri între X și X sau funcții locale. Și asta se folosea foarte, foarte mult și asta CRF-urile, conditional random fields, sunt un caz special Markov Random Fields. Astea se folosesc și astăzi foarte des în corectură de segmentare semantică, de exemplu, sau alte chestii de când vrei să ți faci un rezultat să arate un pic mai bine, să fii mai curat, să fii mai cut, mai clean, mai nu știu cum. Dar se fac foarte mult și, uite, de exemplu, aplicația asta ce a apărut acum la Apple, dar care era, mai era și mai de mult tot felul de software, unde, de exemplu, trage o linie peste un obiect și ți se segmentează pe tot. Și mergeau foarte bine, foloseau conditional random fields. Deci ideea asta că trag câteva linii peste câteva obiecte, și poți să vezi și ca un caz de semi-supervised learning, dacă vrei, sau nu știu. Și folosind conditional random fields poți să obții rezultate foarte bune, fără deep learning. Acum, dacă ai și deep learning, cum am zis, e excelent. Dar astea mergeau foarte bine încă de prin anii foarte bine. Pentru cât se putea atunci, dar oricum erau impresiv. Și în anii, așa cum, 10 ani, mergeau ok. Bun, și unde se folosește? Și acum am zis în segmentare,
multe, multe chestii, tot ce era vision pe vremea aia, da? tot ce avea în principal și legătură cu segmentarea sau cu de fapt ce avea legătură ca și astăzi, sunt folosite cu a pune mai multe chestii la un loc, chestii care au anumite independență între ele și sunt legate cumva. Și nu e evident cum să înveți totul jointly, dar ai legăturile astea între ele. Da, deci în cazul ăsta ai o funcție pe x1, o funcție pe x2, sunt doar niște funcții și o funcție pe edge și pur și simplu le înmulțești și împarți la o z-ul, în cazul ăsta trebuie să fie ceva astfel încât toate combinațiile, dacă pui suma peste toate combinațiile disjoint, să dea 1. Și aici diferit față de cazul, dar asemănător totuși față, adică ca un fel de extensie sau o paralelă cu ce am vorbit mai înainte la Base Networks, unde avem o variabilă dependentă de părinți, aici avem o variabilă dependentă de neighbors. Și acea idee de Markov blanket, adică pătură Markov, ești protejat odată ce îți cunoști vecinii care au legătură, odată ce știi pe aia cu care ai directă legătură, ești independent de ceilalți. E logic că formează așa ca un zid în jurul tău și informația ca să, nu mai poți să treacă prin ei odată ce ești știuți. No new information. Dar chiar dacă e logic, problema e foarte, teorema e greu de demonstrat. Adică nu e atât de ușor de demonstrat cum a fost în cazul celălalt, unde era destul de directă chestia. Îi zice Hammersley-Clifford theorem. Și nu e trivial deloc. Dar e adevărat. După aia mai ideea asta de factor graf, nu vreau să intru foarte mult în ea, că odată ce ați înțeles, adică ideea e că să nu vă încurc mai mult. Deci chestia cu factori, oamenii au zis, băi, și dacă, să vă zic mai bine intuiția, oamenii au zis așa, și dacă eu am totuși independență între mai multe variabile, adică de ce să mă opresc la un potențial de două? Eu, de exemplu, am lucrat foarte mult cu grafuri, cu hypergrafuri, chiar și eu am publicat în literatura, în niște algoritmi în literatura asta. Și mi-a plăcut și de asta de hypergraph. De ce să iau de ce să țin cont doar de x1 și x2 sau x2 și x3? De ce nu pot să mă uit la triplete sau? Probabil bineînțeles că problema este că în momentul când începi să faci asta, dai de problema asta de interactabilitate, devine totul mult mai greoi computațional. N-ai memorie, timp de inferență și așa mai departe. Dar potențialul de a face mai bine există, deci odată ce iei triplete. Încă o dată, cazul extrem la limită e că le-i pe toate. De-aia e, să zic, nu putem face asta, nu? E dincolo de puterile noastre. Și atunci le luăm pe perechi, după aceea poate putem să luăm triplete. Iar ideea asta de factor a venit din două puncte. Una e că aș putea în principiu să am într-un factor mai multe variabile, adică un singur factor să lege mai multe variabile și să le iau pe toate ca un singur factor. În cazul ăla. Nu mai e nici node, nu e nici edge, un fel de hyper thing, hyper edge. 1 și 2, prin acești factori s-a arătat că poți să poți să captezi, să modelezi atât rețele beziene, cât și Markov random fields. Deci cumva a fost o chestie de generalizare. Și sunt desenați așa, uite, de exemplu, uite, ca să vă dau un exemplu. F1 e un factor care îl include doar pe X1. F3 e un factor care include și X1 și X2 și X3. F2 îl include doar pe X2, F5 pe X5 pe X3. Deci el se interpune, leagă mai multe și el practic introduce extra edge-uri. El devine ca un fel de nod, dar de fapt el nu e nod, el e un factor care e o funcție peste variabilele pe care le leagă și probabilitatea acum nu se va mai scrie în funcție de funcțiile inițiale, ci în funcție de aceste F-uri. Practic înmulțind toate F-urile ție îți va da și după 1 supra Z. Îți va da va fi ceva de genul ăla. Avem formula. Da, asta e formula. Mulțire peste. E o generalizare. Dar nu, hai să ne batem capul cu ei, că nu, adică aia e. Dar nu, oricum, dacă nu sunteți familiar, mai băgăm și pătrate în loc de cercuri. Dar ideea e că e o reprezentare care se potrivește și pentru BaseNet și pentru... Uite, de exemplu, iei BaseNet-ul ăsta, vezi, care este directed. În momentul în care eu lucrez cu factori, în momentul ăla nu mai trebuie să lucrez cu directed, pot să am indirected. Deci mă duc de la Bayesian la Markov. Dar avem o problemă că nu se păstrează
aceleași proprietăți de independență. Deci nu e chiar echivalent. Deci tot nu e chiar echivalent. Deci asta e. Nu e echivalența asta pe care ne-am dorit eu, dar eu le văd totuși ca diferite. Adică în BaseNet vrei o anumită cauzalitate, vrei și o anumită urmare a timpului. Adică Mary calls după ce se întâmplă earthquake, nu în același timp. Și poate că și asta are un rol. Eu cred că și timpul are un rol. E logic. E asociat cu cauzalitatea. A e cauza lui B. Și dacă există o corelație puternică între ele, dar cumva sugerează faptul că A s-a întâmplat înaintea lui B, nici de cum după B. Dar rămâne după aia întrebarea bun. S-a întâmplat înaintea lui B, e foarte corelat cu B și tot nu e cauza lui B. Dacă există o cauză în spate care le influențează pe amândouă, de exemplu, care s-a întâmplat înaintea și a lui A și înaintea și a lui B, o să crezi că A e, poate fi cauza lui B, dar de fapt nu e. E ca așa cazul ăsta cu X3-ul aici. Unde ar putea să fie altul în spate care să le cauzeze pe amândouă. X3-ul care le cauzează pe X4 și pe X5. Deci cauzalitatea e mult mai mult decât doar o simplă legătură. Probabil că trebuie să încerci să explici totul și dacă nu mai ai alte explicații și singura cea mai directă legătură e între A și B, probabil că o să ajungi la un moment dat la concluzia că e o cauză, dar nu dintr-o simplă corelație. Bun. O problemă, deci asta încercau să modeleze datele, cum am zis, de diferite feluri. Și problema acum cum facem inferență. Ce înseamnă că vrem să facem inferență? Păi inferență, când vrem să facem inferență, de fapt ce facem? Vrem să aflăm probabilitatea unei anumite configurații. Va fi sau nu earthquake? Sau care va suna Mary sau nu? Va câștiga, nu știu, la cursă calul respectiv sau nu? Sau echipa respectivă? Sau banca respectivă? Sau economia o să meargă în partea aia, în aia, ce companie o să, ce, care sunt trendul, se va vinde bine tehnologia cu tare sau cu tare, sau în ce să investesc, sau să-mi cumpăr aia, sau care e cea mai bună soluție, va ploua mâine sau nu, o să fie o iarnă mai caldă sau mai rece, vezi, toate deciziile de genul ăsta, probabilitățile sunt importante pentru că dacă le-am ști răspunsul acum, vă dați seama că am putea să salvăm foarte mulți bani, să luăm decizii mult mai bune, chiar dacă n-am ști perfect, dar măcar o probabilitate. Și de câte feluri poate să fie? Păi poate să fie de mai multe feluri. Poate vreau să știu probabilitatea tuturor variabilor. Poate vreau să știu probabilitatea unei variabile, dar să știu toată distribuția de probabilitate aia. Adică chiar vreau să știu pentru fiecare valoare cam ce probabilitate are. De exemplu, nu știu, câți bani o să câștige România sau, mă rog, firma cutare în următoarele luni? Atât. În ce categorie? În categoria 1? Să zice că nu chiar câți. Pică în 1, pică în 2, pică în 3, care probabilitatea să pice în 1, care probabilitatea să fie în categoria 2, 3 de succes. Și asta cere un fel de marginalizare. Adică eu aș vrea să scot ceva de genul P de X, unde X e ce mă interesează, adică să am toată distribuția, dându-se celelalte, atunci trebuie să sumez peste toate celelalte cumva, să scap de ele și să rămân doar cu probabilitatea marginală, marginal distribution, marginal probability. Dar o problemă mai simplă, însă care de multe ori în practică e mai des întâlnită, pe mine nu mă interesează acum toate valorile. Give me the winning one. Care va fi? Care cel mai probabil să se întâmple? Adică care este vârful acestei probabilități? Care din toate aceste valori e cea mai probabilă? Și pe aia vreau să pariez. Nu vreau să pariez pe toate câte un pic, vreau să pariez pe asta. Și de multe ori ne interesează maximul. Și când ne interesează maximul, problema poate fi un pic mai simplă, că nu mă interesează exact valoarea lui, nu mă interesează valoarea celorlalte, mă interesează doar valoarea maximă. Adică nu mă interesează, da, într-o imagine, să vă dau un exemplu mai de vision, care probabilitatea că e pisică, care probabilitatea că e cățel, care probabilitatea că e văcuță sau că e un pom, nu? Mă interesează să-mi dai clasa corectă, adică cea mai probabilă. Și la aia e o altă problemă, e problema care o întâlnim foarte des în vision și în learning, dar aia e cea mai simplă dintre ele, pentru că de multe probleme chiar te interesează fiecare din ele, care e probabilitatea fiecare dintre ele. Și contează asta. Ok. Deci asta e problema de inferență și există mulți algoritmi de inferență. Și bineînțeles că vrem să exploatăm structura grafului, simplificarea,
ca să facem inferența cât mai corectă. Tocmai de aia l-am simplificat. Și ca să-l învățăm mai ușor și ca să facem inferență mai ușor prin el. De exemplu, dacă am un chain, cum am zis mai încolo, eu pot să scriu x4 dându-se x3, x2, x1, ori x3 dându-se x2, x1, ori x2 dându-se x1, ori x1. Și o să văd după aia că făcând sume inteligente, eu pot să le elimin pe astea într-un mod treptat și inteligent, astfel încât într-un mod cât mai eficient să ajung să calculez x4, fără să trec prin toate variante, toate combinațiile exponențiale. De exemplu, dacă fac asta, pot să scriu așa, chestia asta, datorită acestor independențe și acestor proprietăți cu parents, independența dându-se parents și independența ceilalți, după aceea pot să asociez, să grupez sumele un pic așa. Ăsta aici o să vezi că x1, scap de x1, pentru că marginalizez peste el și rămân cu x2. După aia o să grupez x2 cu x3 și o să scap de x2 și rămân cu x3. După aia marginalizez peste x3, scap de x3, rămân cu x4. Și aia e calculul. Dar sunt mai puține calcule decât dacă aș fi făcut peste toate combinațiile astea. De fapt, de asta m-am chinuit până acum să fac structura asta. La inferența asta se pot să o fac foarte repede și da, și învățarea. Deci cele două chestii sunt ce să le fac cât mai repede. Și mai exact. Diferență generală, dar cred că ne-am prins de aici. Și după care, asta ce am făcut aici, am făcut pe chain, dar pe un copac, dacă nu am cicluri, algoritmul de tipul ăsta, îi zicea lui de message passing, de belief propagation, dacă vrei. Așa îi zice, belief propagation. E exact. Adică poți să-ți găsești într-un mod corect de a face lucrurile, algoritmic, riguros, marginalizând, mergând mai departe, până ajungi la variabila care te interesează. Vii de departe, marginalizezi, vezi ce îl influențează și ce nu, și ajungi la variabila care te interesează. Și rămâi numai cu ea și asta e. Aia e valoare. Și asta este algoritmul de belief propagation, un algoritm foarte deștept. Foarte deștept. Aș zice că e mai deștept decât back propagation. Ca și ăsta. Dar cred că există o mare legătură între ele. Sunt absolut convins că undeva în mintea celui care cu back propagation a existat și că au același flavor, știi? Exact așa. Deci. Și se transformă într-un algoritm de transmitere de mesaje. Că nu mai ai neapărat structura așa, dar o ai într-o formă de grafă. Dar numai dacă este ciclic, aciclic. În momentul în care este aciclic, algoritmul se poate aplica, că el nu verifică dacă tu ai un copac sau nu. Și atunci varianta îi spune loopy belief propagation, loopy, adică are ciclic, e ciclic. Dar nu numai că nu dă soluția exactă, dar it's a piece of crap, scuze, nu merge. Deci efectiv nu merge bine deloc. Uite, chiar vreau să vă dau share la un paper de-a mea după vremea aia când făceam cercetare pe chestia asta. Băi, și toată lumea îl folosea. Și asta observ și în ziua de astăzi. Deci oamenii nu cunosc detaliile și asta e adevărul, the devil is in the detail. Și adevărul și Dumnezeu și diavolul sunt detalii. Acolo stăți, la un loc. Și bine să mergi în detaliu și să fii riguros, pentru că oamenii, deci pe cuvântul meu, toți colegii mei de la doctorat, toți oamenii, toată lumea, cred că erau foarte, foarte puțini pe degete care nu folosea lui belief propagation. Și când te uitai atent la proprietățile lui, vedeai ce prost merge. Ba convergea, ba nu convergea, ba convergea la ceva bun, ba convergea la ceva rău. Ba așa, și motive serioase. În primul rând că el nu era garantat să meargă pe ceva care nu era copac și toată lumea l-a aplicat pe chestii care nu aveau nicio treabă cu copacii. Totul era super interconectat, erau ăștia MRF-urile sau CRF-urile, erau toate așa împânzite. Și acolo el se blochează în el însuși, n-are capacitatea aia de... Adică oscilează, zice odată că un nod are valoarea aia, după care aia, se întoarce înapoi, știi? Nu era pregătit pentru așa ceva. Vezi că odată a încercat prea tare să dai o soluție exactă, ți se poate întoarce împotrivă. De aceea soluțiile aproximative, soft, pot să te ajute să convergi spre ceva, chiar dacă nu este optimal. Asta este o altă lecție din optimizare pe care o înveți. Decât să te încăpățânezi să cauți adevărul absolut pe care nu o să-l găsești niciodată și să nebunești, știi? Mai bine te liniștești, știi? Accepți că nu o să știi niciodată adevărul absolut, dar mai bine să convergi înspre ceva, să iau o decizie.
fie ea optimă sau nu, dar să iau o decizie să fiu convergent și să nu-mi tot schimb părerea de la o, de la o mișcare la alta. Bă, care e mai bună? E în stânga sau în dreapta? Știi, ca și măgarul lui Buridan. E, ceva de genul ăsta îți dădea senzația algoritmul ăsta, care tot încerca să găsească soluția perfectă și pentru că nu era în cazul ăla, că era lupii, nu își schimba singur părerea de la fiecare iterație la următoarea. Știi? Bun. Și de-aia au apărut după aia alți algoritmi și după e foarte interesant. O să vedeți că este interesant. De-aia zic eu că merită să mai stăm un curs pe ideile astea și să mai ne uităm un pic. E foarte interesant că aceste graphical models, MRF-uri și CRF-uri, se leagă teoretic de idei din fizica teoretică. Adică lucrurile se leagă foarte profund. De exemplu, Boltzmann machines, Ising models din fizica cuantică, unde se schimbă... Adică ce vreau eu să vă zic, cu alte cuvinte, e că modelele astea la care ne uităm acum sunt aceleași, nu aceleași, sunt, au aceeași formă, exact, cu unary potential, pairwise potential, încă alea din fizica cuantică erau mai simple, de fapt. Cu mari idei din fizica cuantică și imediat s-au văzut paralelele, știi? Sau generalized linear models și că de fapt alea sunt atât de generale încât nu știu ce. Deci de-aia merită un pic să intrăm în mai multă adâncime. Dar vă spun, deci așa ceva se predă, deci dacă e așa treptat de la probabilități până la ultimele chestii, în 14 cursuri. Dar nu e nicio problemă, că important e să înțelegem intuiția și după aia vedem în ce direcție să ne ducem. Da? În orice caz, asta pe mine m-a fascinat chestia. Sau Gibbs sampling. Uite, poți să faci inferență prin Gibbs sampling. O să vă arăt Gibbs sampling și sampling-ul te ajută foarte mult la inferență și la chestii de genul ăsta. Și în graf. Uite, o să vă dau un algoritm de graf unde sampling-ul te poate salva. Deci dacă vrei un algoritm exact care să-ți calculeze ceva, băi, numai nu reușești să-ți dai seama cum să faci chestia. Și nu-ți vine. Nu, poate există, poate nu. E greu computațional. Când faci sampling și simulare, răspunsul vine imediat. De exemplu, scrisesem un paper și trebuia să-mi dau seama dacă într-un graf care a fost probabilistic creat, dacă, cum calculez eu dacă A și B într-un graf sunt conectate, care e probabilitatea ca nodul A, nu, hai să spun altfel, care e probabilitatea ca nodul A să fie conectat cu nodul B într-un oarecare graf, care e definit printr-o anumită probabilitate a edge-urilor. Adică eu știu structura grafului, să zicem, mi se dă structura grafului și mi se spune cu ce probabilitate fiecare edge există sau nu. Și știind asta, în tot graful ăsta, să-mi spui acum overall dacă A și B e conectat prin cel puțin un drum sau nu. Ce zic acum? Poate să fie modela corelația beziană, da. Da, pot să modelez o probabilitate beziană, dar nu o lua chiar așa, că asta e mai general. Asta este ține de o altă teorie care are legătură, teoria random graphs. Deci există, probabil că auzi de Ördös. Ördös era un mare matematician ungur, care el a pus bazele teoria random graphs. Cu mult înainte de grafurile astea. Dar toate, ți-am zis că toate se leagă acolo. Da, deci a trebuit să rezolv problema asta pentru un paper și deci eu sunt convins că se poate modela cu corelația beziană chestia asta, că n-are de ce, dacă ai directed. Dacă n-ai directed, poți să o conectezi, dar nu, că cred că cu beziană trebuie și cu directed, că altfel n-ai cum să... Cu Bayesian ar merge cel mai simplu. Sau poți să încerci și cu asta, cu cum îi zice, cu undirected, numai că în cazul ăla da, cred că se poate și în cazul ăla, dar cred că e un pic mai greu, că nu știi acum, dar trebuie să mă gândesc. Oricum, am avut cazul ăsta de modelat, da? Și ajungem după la Gibbs sampling, că Gibbs sampling e o chestie mai generală și cum poți să o aplici. Sau, mă rog, sampling în general, ca idee. Cum poți să-l aplici să rezolvi o problemă pe care altfel n-ai cum să o rezolvi? Sau, mă rog, nu știi să o rezolvi. Eu nu știu cum să rezolv problema asta. M-am gândit atunci, nu m-am mai gândit de atunci foarte mult.
Păi da, trebuie să acumulezi și cum faci. Na? Adică nu e... Gândește-te că poți să ai atâtea posibile căi și una singură ajunge. Păi nu știi dacă sunt independente sau nu, că poți să aibă paturi comune până la un punct și după aceea să se desfacă, nu? Graful poate să aibă și cicluri sau nu? Da, orice fel. De fapt, problema era, uite, ca să vă zic și problema. Hai să vă dau și paper-ul să vedeți la care era, să vă arătăm ce paper, că e rezolvat. Nu, e simpatică problema. Problema era unsupervised object discovery of object. Asta a fost chiar prima mea problemă, prima prima lucrare pe care am scris-o eu vreodată. Singur, adică nu singur, ca prim autor, mă rog, când am fost la learning, da. Când am fost la doctorat, a fost prima lucrare de care m-am apucat eu ca doctorant, că am mai avut înainte, dar nu eram încă la doctorat. Asta era chiar prima. Și mi s-a părut foarte cool problema și de atunci m-a obsedat învățarea nesupervizată, că era o problemă de învățare nesupervizată. Și vă zic acum, uite ce am putea să facem. Am putea un topic să fie învățarea nesupervizată, că oricum asta mă și fascinează și are atâtea părți, măcar are foarte multe părți. Putem să începem cu clustering, care e, mă rog, standardul de învățare nesupervizată. Mă gândisem și la asta. Asta e lucrarea. No, și vă explic acum, vă puteți uita la aia, vă explic acum despre ce vorbim. Deci învățarea nesupervizată ar putea să fie unul din topicurile pe care să facem o continuare, câteva lectures, că nu pot să o faci într-una, adică nici ar fi păcat, că are multe chestii. Bun, deci care era problema pe care încercam eu să o rezolv acolo? Eu încercam să dau seama, dintr-un video, dacă două părți, două key points, acum care ați lucrat cu vision și știți la key points, le folosiți mereu în matching așa, aparțin aceleași obiect sau nu. Da? Deci îți arăt un video, poți să extragi key points dintr-o framă, dintr-o altă framă, nu știu. Și urmărind video ăsta, poți să-mi spui tu dacă key point-urile aparțin aceluiași obiect sau nu. Și atunci poți să, din întrebarea asta, tu poți să-ți descoperi după aia obiectele ca clustere de feature-uri care aparțin aceluiași obiect sau nu. Da, hai că trebuie să vă arăt și eu niște rezultate atunci, că tare sunt curios să văd dacă nu o să vă placă. S-a făcut acum mulți ani, îți dai seama. Deci, practic, dar mai am videourile alea. Practic, da, trebuie să vă arăt. Deodată viitoare o să vorbim de unsupervised learning și pare. Vorbim de o problemă foarte grea, dar rezultatele au fost chiar uluitoare, de interesante. Cu tracking, exact, cu matching, cu... dar cum am ajuns la problema grafului meu? Problema era așa, că am o probabilitate ca două feature-uri să aparțină aceluiași obiect. Și probabilitatea asta eu am calculat-o bazându-mă pe cât de des probabilistic, adică care e frecvența cu care cele două apar în aceeași configurație geometrică, mai mult sau mai puțin. Adică stabilitatea în timp. Dacă eu văd partea A și partea B cam în aceeași configurație, distanță, un soft geometrie acolo, cât de cât o stabilitate. Și o văd mai mult decât o anumită frecvență, peste un anumit prag, atunci e mult mai probabil ca ele să fie parte din același obiect. Adică ar fi puțin probabil să nu fie, dându-se o asemenea consistență și o asemenea legătură spațială de puternică, știi? Ar fi puțin probabil să nu fie împreună. Și există un prag peste care eu l-am determinat și empiric, dar am făcut și niște calcule matematice, peste care am arătat, uite, dacă le văd mai mult de 30% din timp sau 20% din timp, aproape sigur fac parte din același obiect. Bine, acum a venit semnul cu pragul ăla, dar nu contează. În orice caz, acela era edge-ul. Edge-ul asta însemna. A și B sunt parte din același obiect, atunci am un edge între ele. Sau nu. Dar acum... obiectul mai mare, nu? Și eu poate nu am, cum să zic, dacă A face parte în același obiect cu B și B cu C și C cu D, atunci e necesar ca A să facă parte și cu D, indiferent ce am observat eu între A și D. Deci odată ce eu m-am legat de B și B s-a legat de C, sunt automat legat și de C. Logic.
Și așa am ajuns la graf. Și atunci asta era întrebarea. Dacă eu știu probabilitățile pe edge-uri, pot să știu și probabilitatea ca, care probabilitatea ca e legată de nu știu care alt punct distant. De ce vreau asta? Tocmai ca să scot tot obiectul de care ține A, nu? Ca să-mi dau seama cum, ca să scot tot clusterul. Și cum știu care e clusterul ăla, știi? Și problema foarte grea ca să o rezolv matematic. Așa am stat, am calculat, am marginalizat, mi-am dat seama că sunt tot felul de cazuri speciale, cicluri, o nebunie. Structura grafului nu e clară pentru că ține de ce keypoint-uri ai acolo, ce părți ai acolo și așa mai departe. Și m-am lăsat pe gubaș. Am zis că na, aia, dacă toată viața vreau să fac calcule de genul ăsta, nu mai ajung nicăieri. Dar în orice caz era așa. Dar zic, măi, dar o idee foarte simplă. Știi, odată ce am găsit ideea simplă de rezolvare, n-am mai avut chef să mai fac alte calcule. Am zis, mă, dar ce-ar fi să simulez eu chestia asta? Păi cum? Păi pur și simplu, am graful, am probabilitățile și n-am decât să sample-uiesc valoarea edge-urilor cu probabilitățile respective. Și pentru fiecare instanță, deci o singură dată iau graful și fac pâng, mi s-a instanțiat. Ce Monte Carlo? Nimic. Pur și simplu e fiecare edge în parte și cu independent față de celelalte edge, că sunt independenturi edge-uri, le dai valoarea 1 sau 0 în funcție de probabilitatea pe care ai învățat-o în relații cu ele sau pe care o crezi că o au, adică cea de concurență, după care te uiți la graf, ăla care l-ai generat, fiecare edge generat independent, deci nu pierzi deloc timpul. Pac! Pac! E o variantă de graf. Și după aia, foarte repede cu tehnica aia, cu tricul al matricii, ridicare la pătrat, îți dai seama dacă A și oricare din ele, matricea de adiacență a grafului, dacă matricea de adiacență la grafului, dacă o ridici la puterea N, are valoare non-zero. Ce? Da, nu drumurile obții, dacă sunt legate sau nu. Dacă are o valoare mai mare ca 0, înseamnă că sunt linkuite peste 8 sau N. Eu știu că am oprit la 8 sau la 10, ca să nu... La un moment dat trebuie să oprești și n-are rost să te mai complici. O instanțiere a grafului, țac, și zici, bă, e legat A de B, de ce, de cine e legat? Și, pum, treci că e legat sau nu e legat. Încă o instanțiere, da. Și faci câte? 300 de instanțieri. Și care e probabilitatea că-s legate? Păi, de câte ori au fost legate în astea 300? Și faci la 300. O medie. Faci o medie. Faci o medie. Dar știi ce e interesant? Știi ce e interesant? Faci o medie și e incredibil că poți să faci rulaje din astea foarte multe și cu cât, deja de la câteva sute sau și 30 și 50, da, 100-200 încolo, un lucru și merge foarte repede, adică e țang, știi, ceea ce prin calcul de mână sau matematic ți-ar lua forever, asta îți merge, uite așa, și valorile sunt tot timpul aceleași, adică diferențele, mă rog, e aproximare pentru că e probabilistică, dar diferențele sunt atât de mici încât sunt irelevante, sunt la nu știu câta zecimală, știi? Adică clar ăla-i răspunsul, cu două, trei zecimale, ăla-i răspunsul. Asta ca să vedeți și puterea are statistica și, băi, deci incredibil, incredibil. Adică o problemă pe care matematic riguros nu poți rezolva, statistic și aproximativ, dacă o aproximație suficient de bună, o poți rezolva foarte simplu. Gândiți-vă și la puterea simulării, este incredibil. Din punctul ăsta de vedere, este genial. Poți să rezolvi algoritmi pe care altfel nu le pot optimiza. Bun, hai să mergem un pic mai departe. Dar uite, aruncați o privire spre lucrare, e chiar originală și încă n-am văzut ceva similar și oricum aș vrea să mă întorc la ideea asta, că nici acum nu văd în direcția asta a supervised learning și mi se pare că e nevoie de ceva așa mai năstrușnic, pentru că suntem încă departe de a rezolva, știi, problema așa cum trebuie, dacă vrem să facem segmentarea supervizată sau, știi, și e nevoie, adică fraților, acum chiar trebuie să rezolvăm problema. Dacă atunci era doar așa, hai să scriem un paper cute și nobody really cares in the business world, acum chiar că e the problem to solve, știi? Bun, hai să continuăm și chiar uite, data viitoare asta propun să... Asta, acum bine că am deschis subiectul, că mi se pare...
Mi se pare că e o poartă de intrare înspre ceva foarte fain. Unsupervised learning. Și acolo e și matematică, clustering, ce vezi voi. Dar acolo, iarăși, așa ar putea să meargă câteva cursuri bune și chiar m-aș bucura să investez timp în chestia asta pentru că e ceva ce mă fascinează. Ok. Bun, factor product sums, hai că nu, asta nu, cu factors nu vreau să intrăm în... Ba nu, că am vorbit un pic de factors. Da, deci cum se face inferența prin eliminare? Deci lucrăm cu factori că sunt niște funcții și putem să ne gândim ca potențiale. Deci o să eliminăm variabile și eliminăm exact prin procedeul ăsta de marginalizare. Dacă știm cum să ne alegem lucrurile, începem să eliminăm. Deci pe X3 îl eliminăm însumând peste el. Și după aia a scăpat de el. Să zicem că vrem să aflăm cât e X4, cât e probabilitatea lui X4. Nu, lui X3, să zicem. Nu lui X3, unul dintre ei trebuie să... nu, aici e doar un exemplu. Cum îl eliminăm pe 1? Pur și simplu însumăm peste el. Aia trebuie să... Și odată ce însumăm peste el, putem să scăpăm de el. Și atunci trebuie să inventăm un alt factor care să includă pe ceilalți care au rămas, să-i lege. Și continuăm chestia asta până când... uite, aici o să fie un exemplu. Cum calculăm X4, probabilitatea lui X4 din asta? Pe întâi eliminăm pe X1. Avem un alt factor aici, F1 tilde. După aceea să eliminăm pe X2, după aia pe X3, după aia pe X5 și ajunge la X4. Deci un algoritm inteligent, dacă vrei, de dynamic programming, ai putea să-l vezi și așa. Nu știu, a zis cineva ceva aici? E o problemă care s-a dat la un baraj la Național de Informatică, seamănă super mult cu problema aceea de probabilități de existență pe Muki și soluția era exact cam cum ați descris-o. Adică era tot așa un algoritm convergent. Cum? Deci era o problemă care practic e super similară cu ce discutam înainte. Avem acel graf cu probabilități de existență pe Muki. Practic vrei să vezi dacă, mă rog, cu ce probabilitate ai un drum de la, mă rog, un nod de plecare la un nod de sosire. O, ce tare! Da, și peste asta, adică, mă rog... Ți-a adus aminte, uite, o să mă uit peste aia, foarte tare. Da, chiar am avut un concurs, că eram în liceu atunci și mi-am adus aminte de chestia asta, da. Tare, eu să știi că nu știam că are vreo legătură cu problemele de la Olimpiadă, dar trebuie să aibă, pentru că te lovești de ele și până la urmă din astea se fac și problemele de Olimpiadă, știi? Da, cool, vă bucur, uite, mersi mult de input, chiar foarte fain, o să mă uit peste... Cu drag! Mersi! Ok, hai să-i dau încă o dată. Eu nu știu, deci de fiecare dată când dau, dar nu dau exit, dau pur și simplu, nu știu ce dau aici, că zice că încă prezint, dar eu m-am ieșit. Păi eliminăm ăsta și pe X5 și așa. Deci trebuie să avem o ordonare, un mod anume, dar după cum vedeți, asta sugerează această transmitere de mesaje, că fiecare se duce, transmite niște mesaje către nodurile celelalte și după aceea se propagă mai departe acumularea asta. Și se ajunge la ultimul, la X4. Însă să știți că pe MRF-uri, deci ca să știți asta, pe MRF-uri, Markov random field-uri din astea generale legate, care nu sunt copaci, problema de inferență este NP-hard. Nu prea poți să o celuiești. N-ai cum să garantezi că ai calculat-o exact. De aceea majoritatea algoritmilor sunt aproximativi, dar încă o dată nu trebuie să ne stereseze foarte mult chestia asta. Eu am publicat câțiva algoritmi și chiar vreau să vă arăt un paper, să ne uităm așa repede prin ele, pe probleme de genul ăsta de optimizare, dar niciodată nu m-a deranjat faptul că sunt aproximative soluțiile. De fapt, am zis mereu așa, dacă în loc să caut probleme, soluții exacte la probleme aproape imposibile și nenaturale, mai bine să încerc să mă uit la structura lumii și la structura datelor din punct de vedere statistic. Pentru că o problemă, dacă e bine definită și dacă, de exemplu, edge-urile alea sunt bine construite și cumva funcțiile sunt din date naturale, soluția aproximativă ar trebui să fie foarte aproape de cea cu adevărat, de cea optimă. În general, dacă îți dau o quadratic assignment problem sau integer quadratic problem sau linear program și îți dau niște random values în matricile alea și zic că salvează, rezolvă-o exact, o să-ți bați capul foarte mult și calculatorul o să chinuie și nu o să o rezolve sau o să ia foarte, foarte mult timp. Dacă în schimb, valorile alea o să vină dintr-o distribuție care are o structură a lumii,
atunci e foarte probabil ca în underlying matrice respective să fie ceva mai simplu totuși, nu? Lumea are o structură și structura înseamnă și o simplitate. O linie e o structură. Dar o linie într-un univers multidimensional e o chestie mult mai simplu decât simplă, nu? O lege fizică e o structură. Dacă eu spun, uite, ia datele universului ăsta, vezi tu cât de complexe sunt, toate pattern-urile posibile. Mamă, pe aia e complicat. E aproape random. Dar dacă spun că toate sunt, până la urmă, generate de aceleași principii, stai mă, deci eu de fapt trebuie să găsesc principiile care sunt mult mai simple decât datele. Deci ce vreau să zic e că eu cred că se pot optimiza lucrurile dacă lucrurile sunt făcute cum trebuie. Și cum ajungem la practică? În practică, dacă datele ți-s bine normalizate, bine aliniate, bine prelucrate, bine curățate, tra-la-la-la-la, dacă ai modelul care să reflecte bine ceea ce e acolo, dacă încerci să înțelegi structura datelor tale, nu doar le arunci așa, hai, într-un black box și dă-i să meargă, atunci ai șanse să ajungi la learning-ul optim. Asta ca să fac o legătură cu learning, da? Și learning e tot optimizare. Și aici e puterea datelor naturale versus date random. Noi lucrăm cu date naturale, nu lucrăm cu date random, lucrăm cu date care vin dintr-o lume foarte structurată. Dar mai apare și randomness undeva. Doi, capacitatea noastră de a vedea acea structură ne va ajuta ca să facem cele mai bune modele. Ok, hai să... Sampling based inference. Uite, sampling based inference. Ăsta e Gibbs sampling-ul meu. Deci sampling based inference, Gibbs sampling în cazul ăsta o să fie așa. Tu pur și simplu sampluiești în graf. Adică dându-se că ăștia sunt părinții, hai să sampluiesc copilul. Și fac asta pe rând la fiecare. Și practic, fii atent ce interesant. Adică pentru niște părinți dați care sunt copiii, pentru părinții părinților care sunt părinții și tot așa. Și mă duc la fiecare nod și în funcție de ce valoare am în jur, sampluiesc valoarea noi și așa trec prin variante succesive, exact cum eu mi-am generat graful ăla de care vă ziceam, eu aici pot să-mi generez label-urile. Hai să le generez random la început. Pornez la random. Dar mă duc în progresie dacă avem părinți copii. Dacă nu, pur și simplu le generez random și după aia mă duc la fiecare, mă uit la părinții lui, la label-ul lui și îl generez conform probabilității lui, dându-se părinții care tocmai am generat random. Dar eu dacă fac asta foarte mult, o să vezi cum... Deci și fac și... Asta e următoarea generație de graf. Și continui să fac asta. Și la fiecare generație... Deci am variante ale grafului, practic. Sunt sampling. Deci hai să zicem că X depinde de Y, na, și Z. La început generez random X, Y, Z. După care mă duc la X, care depinde de Y și Z. Și zic acum hai să generez un X dându-se Y și Z, că eu știam probabilitatea de la Y și Z dându-se X. Și îl generez pe X. După aia, dacă Y are părinți, fac la fel. Dacă n-are părinți, îl generez singur, din nou. Z din nou și iarăși pe X. Și tot așa. Dacă îmi da multe, 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 am mai multe interdependențe acolo. Cel care nu are nicio dependență, mereu poate să fie generat random. Alelalte care au dependențe... sunt generate în funcție de ceea ce au în jur. Și continui, de câte ori, cât am timp. Și după aia cum calculez, să zicem, average value of X? Sau care e valoarea preferată a lui X? Pur și simplu mă uit, îi las un burning period, să zicem, las așa câteva iterații acolo până se obișnuiește, să zicem, că am început chiar random. Și după aia număr de câte ori a luat valoarea aia versus numărul total. Și aia o să fie o probabilitate pentru valoarea respectivă. Deci culeg distribuția valorilor lui. E foarte puternică chestia asta. Foarte puternică, numai că și dă bine. Care e problema ei? Că there is no free lunch. Problema ei este următoarea. Îmi dă bine, dar o să-mi ia totuși această chestie aleatorie, undeva pierzi, în faptul că totuși ai un aleatoriu și trebuie mult timp să treacă până tu o să-ți dai seama. Adică tu poți, dacă ai avea un algoritm mai eficient, ai putea să ieși mult mai bine și mult mai repede. Gibbs sampling poate că o să-ți dea perfecțiunea pentru mult timp, dacă lași. O să-ți dea exact valoarea perfectă, la infinit. Dar ăsta, algoritmii aproximativ mai eficienți, care nu fac sampling, sunt mai determiniști așa, s-ar putea să ajungă la ceva mult mai bun, mult mai repede. Nu la perfecțiune, dar nu știu, într-un buget alocat de timp să ajung la soluții mai bune. Asta e.
Și există one of the broadcast methods called Markov chain Monte Carlo. Deci aici zicea și Vlad, Markov chain Monte Carlo method, metodele astea prin care dacă lași la infinit aceste procese random de generare, ele se poate arăta că converg cumva în modul de a sample-ui, sample-uiesc din distribuția corectă. Dar pot să fie expensive. Dacă în schimb ai timp, dacă ai timp la dispoziție, merită, pentru că rezultatele sunt fenomenale. Da, încă o dată, cât de bună ți-a fost distribuția inițială, a fost chiar cea corectă, modelată corect și așa mai departe. Pică iarăși. View full page. Acum eram în PDF, nu eram în PPT, de aia mea. Așa, map inference. Map inference, ceea ce ziceam eu, să găsim maximum a posteriori inference. Și anume, nu mă interesează distribuția, zi-mi care e valoarea maximă. Pentru ce X pe o ăsta e maxim. Și asta e problema mai simplă, foarte des întâlnită în practică. Acum, pot să rezolve, sau putem să o rezolvăm în mai multe moduri. Modul pe care l-au rezolvat alții inițial era linear programming și care a rămas cumva așa în istoria, cumva ca un mod de a face lucrurile prin linear programming. O să vă încerc să vă explic așa foarte repede ce e linear programming. Adică, practic, gândiți-vă că pentru fiecare not și fiecare posibilitate de variabilă asociez o extra variabilă. Deci, în primul rând, fac următoarea asociere. Am un nodul A și valoarea I. Nodul A poate să ia mai multe valori. I de la 1 la kA, care ține de nodul A. Nodul B poate să ia și el un kB valori. De la I egal cu 1 la kB și așa mai departe. Deci am combinația asta de număr de noduri ori număr de label-uri pe care pot să le am. Pentru fiecare combinație unică, I label A, nu, nod A label I sau nod I label A, să zic, asociez o variabilă, un mu IA, care dacă e 1, înseamnă că aia a fost asocierea pentru nodul ăla, și dacă e 0, înseamnă că n-a fost aia. Și a rezolva labeling problem, pot să-l transform în a rezolva această instanțiere al ficului mu. E 1 sau e 0? Dacă e 1, înseamnă combinația aia e activă. Înseamnă că ăla a fost labeling-ul. Și asta pot să fac și pe potențiale. Adică îi asociez unui potențial cu trei moduri, A, B, C, și pentru fiecare, toate combinațiile, fiecare din combinațiile alea îi asociez o variabilă. Mu, A, B, C, combinația aia. Mu, A, B, C, nu știu. Dacă e 1, numai aia e valabilă. Și înseamnă că e activ. Și pot să scriu asta ca un linear program. Că am nevoie și de niște constrângeri și pe mu. Pe mu. Pot să zic că suma mu-urilor pentru nod trebuie să fie 1, că numai unul din ele poate să fie activ. El nu poate să ia două valori în același timp. La fel trebuie să fac și cu click-urile, dar transform problema într-o problemă de linear programming care se poate rezolva cu metode eficiente, o pun într-un tool de linear programming, știu condițiile alea, sumele alea că trebuie să fie, știu ce condiții să pun. Problema e că e un număr mare de variabile și poate nu e cel mai eficient mod, pentru că sunt variabile care sunt highly dependent, dar eu totuși le separ în variabile diferite. De exemplu, A ia valoarea asta, B ia valoarea asta, C ia valoarea asta. Eu deja am variabilele alea scoase, dar mai am și variabila pentru triplet. Și cumva le tratez diferit, chiar dacă ele sunt același lucru, că eu știu, ar trebui să știu deja tripletul dacă am asta. Și se poate rezolva cu linear programming. Eu am venit cu o altă idee când am publicat lucrarea pe care vreau să vă arăt, care e originală, a fost nouă la vremea respectivă, care zice, nu, hai să nu rezolvăm prin linear programming, hai să o rezolvăm prin quadratic programming. Unde să nu mai vin cu... Eu când am publicat lucrarea aia, nu eram inițial conștient de asta, de linear programming. Asta a apărut nu cu mult timp înainte. Și după aceea am dat seama, nu mă, că asta are limitarea asta, știi? Eu am zis, de ce să nu scriu explicit mu AB egal mu A ori mu B? Dar atunci dau un quadratic programming. Dar eu fiind familiar cu graph matching și cu quadratic programming, mi-a plăcut treaba asta. Numai că quadratic programul e mai greu decât linear programming, dar am mai puține variabile, în schimb pot să profit de... apare o matrice în loc de un vector
și pot să profit de niște informații ale matricei respective. Și am alte avantaje. În orice caz, a trebuit să compar și să vedem cum stau lucrurile ca să pot să public. Dar a fost foarte interesant. Adică pentru mine a fost o lecție, o lecție bună, foarte foarte interesant. Uite, chiar ceva care pare foarte complicat, dar să știți că nu e. Deci nu e atât de complicat pe cât pare. Dar e, mie plăcându-mi foarte mult grafurile, a fost un exercițiu extraordinar. Bine, sunt care au făcut doctoratul toată perioada lor, toată viața lor asta au făcut cercetări pe grafuri și pe cum să faci inferență în graphical models. Băi, e interesant. Pentru că ele sunt un model foarte, dar nu sunt singurul model. Vedeți? E ca și cum aș lua un singur model de rețea și ăla numai nu l-aș crede și numai ăla e bun și nimic altceva. La un moment dat aș suferi din cauza asta, pentru că ar veni alte modele, alte idei. Trebuie să fim deschiși, dar trebuie să știm și așa ceva. Și mai ales vă spun, grafurile sunt atât de generale în diverselor forme. Fie că sunt probabilistice, din statistică, sau modele probabilistice de grafuri gen Erdős, care are dinainte, cu teorii foarte complicate acolo. Fie că sunt graph neural networks. Toate sunt. Trebuie cumva să ajungem să le înțelegem intuiția la fiecare, ca să le putem, să știm ce cu ele. Să știm cum să le folosim sau cum să dezvoltăm altele și așa mai departe. Bun, deci asta e cu aici dacă. Deci stați că mai trebuie să vă zic ceva. Produsul ăsta, ca eu să ajung la linear programming sau quadratic, eu trebuie să-l transform într-o sumă. Produsul ăsta mă enervează foarte tare aici. Mă încurcă rău de tot. Dacă ar fi o sumă cumva în loc de un produs, ar fi mai ușor. Și atunci ce se făcea, așa s-a ajuns la ideea de log likelihood. Că dacă pun log peste sumă, aia devine sumă peste logs. Și a maximiza produsul e același lucru ca a maximiza logul. Deci dacă maximizez funcția f pentru un anumit x, e același lucru cu dacă, o să-mi dea maxim același x pentru același x și log de f. Că-s monotone, relația e monotonă între ele. Și punând loc, asta e un trick foarte tare pe care puteți să-l folosiți și se folosește foarte mult. De-aia se folosește log. V-ați întrebat vreodată de ce se folosește log? În costuri și în așa? Să pune negativ ca să-l minimizezi. Dacă maximizezi produsul și vrei să minimizezi, nu să maximizezi, să rezolvi problema de minimizare, cu toate că e echivalentă cu aia de maximizare, spune negativ, știi? Și atunci așa se aude la așa se ajunge la log. Bine, logul mai are și alte proprietăți, nu numai din cauza asta, dar are și proprietatea asta frumoasă că transformă suma produsul în sume și totul devine mult mai simplu. Uite, ajungi la linear programul ăsta. Sumă peste log de factori și mu ăsta e variabila peste care. Ăsta poate să fie doar 1 sau 0, mi se pare că așa e, da. Și are sumele lui trebuie să fie fixate. La un lucru clar. În mod normal trebuie să fie la 1 aici. Dar nu e la 1 pentru că e log. Ba nu, la 1 ar trebui să fie, că numai o valoare poate să. Nu știu ce pune mu1 și mu2. Hai să pune două constante ca să nu, probabil că e o chestie generală, nu schimbă cu nimic problema. Probabil ca să nu, stai un pic, probabil că sunt factorii aia care sunt și a terțieri și, dar tot 1 trebuie să fie. A nu, mu1 egal cu 0, uite, iată, e aici, exact. Deci poate să fie sau 0 sau 1. Ok. Bun. Și asta e un linear program și îl bagi într-un orice soft vrei și îți rezolvă problema. Dar să nu te aștepți să fii foarte rapid. Pentru că sunt foarte mulți factori, sunt foarte multe variabile. Și nu e exact. Nu e exact. Adică nu e optim pentru că e NP-hard. Nu e global. Eu aici v-am mai pus, uite, m-am vrut să vă pun și LP relaxation, linie program relaxation, că se relaxează lucrurile. Și is tight, adică e exactă, asta înseamnă tight în limbajul ăsta, when factors obey certain properties, da, clar. All neighboring variables, dar e foarte greu să stabilești care sunt proprietăți și așa. Și eu când am făcut IQP, adică integer quadratic programming, mergea câteodată exact, adică puteai să zici cumva că asta e, dar în principiu astea sunt soluții aproximative. Pentru că problema e NP-hard și singurul mod cu adevărat ca să o rezolvi exact e să te apuci și să enumeri tot. Și atunci ajungi la
La un moment dat, nu un timp finit, că sunt finite number of possibilities. Chiar ieri mă uitam, apropo de infinit și finit, mă uitam ieri la un film, vi-l recomand și vă un documentar foarte drăguț, foarte drăguț. Și din punct de vedere al ideilor matematice, dar și așa artistic, muzică și mai ales intuiții și grafică. Bă, să vă uitați la el, că o să vă distrați, o să vă placă mult. A Trip to Infinity, chiar a apărut pe Netflix de ceva timp, vreau să mă uit și am uitat aseară în sfârșit. Și apar niște nume interesante, cum ar fi Brian Greene și alți filozofi și matematicieni și care vorbesc acolo. Merită să vă uitați la el. Nu sunt, nu am fost de acord cu tot ce a zis ei, deci eu aș, cred că aș fi scos în evidență niște chestii, i-aș fi contrazis. Da? Așa, băi, știi, când faci cercetare de mult timp, îți dai seama că nimic nu e perfect. Îți dai seama când apare câte un scientist din ăsta și spune câte o chestie că, bă, lucrurile sunt așa, dar nu neapărat. Adică, vezi, vine altul, scrie un alt paper și se demonstrează că e un pic altfel, știi? Ziceau ei o chestie acolo cu care, cred că chestia cu care n-am fost de acord, poate singura cu care într-adevăr n-am fost de acord și e că, da, să vă uitați că un număr, ok, că un număr finit de, că problemă spațiu poate să fie compus dintr-un număr finit de elemente și combinațiile lor. Și chiar dacă sunt multe, ține de Planck constant și nu știu ce, că și spațiul însuși ar putea să fie discret. Ok, cu asta aș putea să fie de acord. Și atunci, practic, ai putea să te gândești că universul ăsta n-are decât un număr finit de posibilități, chiar într-o cutie, nu într-o anumită zonă din spațiu, nu poți să ai mai mult de un număr finit de posibilități. Dar finitul e atât de mare încât pentru all practical purposes îți infinit. E clar că toate configurațiile alea, nu, dacă ai pune un măr într-o cutie, nu, mărul e una din configurațiile alea. Și dacă ai lăsat mărul la cutia aia, la închide cutia și el mărul mereu se transformă. În principiu, la infinit, ar apărea mărul din nou. Pur și simplu pentru că este una din alte posibilități. Ei, cu aici nu sunt neapărat de acord. Aici eu nu sunt neapărat de acord. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Deci, ceea ce încercau ei să zică e că ceea ce ar putea să fie o posibilitate, încerca să arate cât de puternic e infinitul. Și anume, tu ai un măr care este un număr finit de particule. Foarte mare. Dar să zicem că așa ar fi universul, da? E așa, asta e părerea, să zic, ultimele păreri din fizica asta cuantică. Că și spațiul însuși are o limită absolută a lui Planck constant. Și Planck, constanta asta e atât de mică, de fapt, că nici nu poți să-ți imaginezi. Adică e atât de mică, ceva, comparația lor, constanta lui Planck față de un atom e ca și un copac față de tot universul cunoscut, vizibil. Ok, deci e foarte mică. Bun, dar și dacă ar fi așa, înseamnă că orice obiect în lumea asta are un număr. Dar noi știm că așa e din cuante, nu? Adică e făcut din număr discret, după aceea din discret așa continuu, particule, nu știu ce. Dar hai să zicem că ar fi un număr discret, dacă ar fi așa, ele sunt, pot să ia numai un număr discret de stări. Deci, practic, orice chestie există în lumea asta e o combinație, e o configurație. Și sunt numări finit de configurații. Acum, e clar că orice obiect se mișcă tot timpul și schimbă configurația niciodată, dacă are energie, nu știu, ține niciodată exactă. Și, în principiu, dacă nu există vreo stare de probabilitate zero și fizica nu prea are astfel de stări, adică totul probabilistic e posibil. E posibil ca entropia să se întoarcă invers. E posibil din punctul de vedere ca timpul să se întoarcă înapoi. Adică cioburile unui geam să se pună la loc, e posibil, cu probabilitate foarte, foarte, foarte mică. E posibil. Așa zic ei, așa zice fizica, că nu există neapărat. Da, e foarte complicată, dar ceea ce încercau ei să zică, că dacă tranzițiile astea, dacă în graful ăsta de posibilități nu există tranziții zero, atunci, practic, la un moment dat, dar momentul ăla e peste încă atât de, e mai bătrân decât universul momentanul, o să apară exact același măr din nou. Într-o cutie. Deci îl bagi într-o cutie, mărul se degradează, îl mănâncă bacteriile, nu? Bacteriile îl mănâncă, totul după aia se transformă în particule elementare, energie, gaz, după aia apare fuziunea înapoi din nou, că apar fenomenele astea cu anumită probabilitate, da. Deci teoria asta zice în momentul ăsta.
Și în principiu, la un moment dat, dintr-un anumit motiv oarecare, s-ar putea să nască o nouă fizică, nu? Apare iarăși același mărdi. Dar se descompune cu anumite probabilitate atâta timp cât energia nu-i zero, înțelegi? Asta e toată chestia. Că tu ai băgat mărul în cutie, măr înseamnă energie. Deci energia aia care... Și fii atent că mărul se va transforma în gaz. Și gazul ăla va avea o energie extraordinar de... o temperatură foarte mare. Că mărul... M egal, egal MC pătrat. Deci mărul... Ideea e că totul până la urmă se va descompune și după aia se va recompune la loc cumva. Apare fuziunea din nou. Totul se degradează, totul se sparge, totul se schimbă. Pe da, dar el se va bombarda prin faptul că mărul ăsta când se va transforma în gaz va avea energie foarte mare, vor avea viteze foarte mari particulele. Adică să nu crezi tu că după ce dispare mărul va dispărea, se va transforma într-un gaz și în cutia aia se vor produce fenomene atomice de fuziune și fisiune atomică. Pentru că energia mărului se va transforma în acest gaz care va fi foarte, foarte, foarte rapid și puternic și aprins așa. Adică nu va fi... Bine, totul e utopică, cutia aia din ce o faci. Dar e ca să-ți arate că universul se poate naște din nou, cumva. Și că își va găsi modalitățile să se nască din nou, dar ceea ce mai la un anumit moment, și că este în principiu posibil ca acest măr, exact acest măr, să mai existe încă o dată. Dar zic, dar bineînțeles că într-un timp atât de lung, încât, nu știu, adică, știi cum e, vreau să-ți arate cât de mare poate fi infinitul. Și sunt de acord, dar timpul e atât de lung încât niciodată egal cu o dată, știi? Adică e ca și cum ai zice, se va mai naște universul din nou, stați liniștiți. Și tu, Vlad, o să te mai naști din nou și conform acestei teorii puțin idiote și conversația asta o să mai avem din nou. Dacă vrei să avem o discuție despre teoria aia, putem să o discutăm. Nu astăzi, nu putem. Serios? Hai să o facem. Știți? Da, hai să o facem. Uite, hai să o facem și da, dar să știți că ideea asta că finit, infinit și așa și ei încearcă. Deci toți fizicienii în momentul ăsta încearcă la greu să pună la un loc teoria relativității generalizate cu asta cuantică. Nu e o porcărie, nu zice că e o porcărie. Pentru că, păi da, bun, n-ai înțeles din ea, e mai ușor poate de înțeles asta generalizată, că te gândești cumva că se curbează spațiul, timpul și așa, dar să știi că sunt mulți matematicieni și multe fenomene prezise doar de asta. Adică asta, eu văd în asta cuantică ceva foarte interesant, eu cred în ea. Nu cred că încă se știe exact ce se întâmplă. Nu, există în teoria cuantică ceva foarte solid și puternic. Există multe alte teorii care țin de cuantic și de strings și de nu știu ce, care sunt mai puțin solide. Uite, îți recomand, ca să înțelegi mai bine lucrurile astea, îți recomand o carte nu ușoară, nu grea, dar pentru tine va fi foarte bună și grea, nu, și ușoară, zic, adică, cum zic, pentru tine nu va fi grea. Poate va fi grea, ar fi grea pentru un altcineva, dar pentru tine nu va fi grea, că nu e scrisă pentru unul care acum aș dă doctorat în fizică cuantică, e scrisă pentru un om deștept care poate să înțeleagă orice, de la cuantic până la orice, până la computer science. E o carte foarte bună, am citit-o acum ceva timp și mi-a plăcut foarte mult, al lui Penrose, Roger Penrose, ai auzit de el? Foarte tare cartea, Mintea noastră cea de toate zilele se numește, The Emperor's Mind sau ceva, dar în românește se o găsești, Mintea noastră cea de toate zilele e traducerea lor, nu știu de ce au tradus așa, dar e bună cartea și acolo el, Peros, fiind și fizician la bază, nu, și matematician fizician, el îți explică foarte clar diferența dintre teoriile astea și singurele două teorii puternice, niciuna nu e perfectă, adică niciuna nu explică pe cealaltă.
Și unul din motivele e că una se duce la macrocosmos, la infinitul mare, să zic, și cealaltă se duce la microcosmos. Și cele două lumi nu au unde să se întâlnească, că la mijloc suntem noi, lumea noastră obișnuită, știi? Dar astea sunt singurele teorii care stau în picioare fiecare în zona ei, dar încă nu s-au legat între ele. Și cumva, prin gravitație, prin alte chestii de genul ăsta, se crede că s-ar putea lega cumva. Cine știe, om trăi și om, și om mai descoperi. Eu chiar mă bucur că mi-ai spus să fac asta, pentru că uite, mi-ar plăcea ca discuțiile noastre să atingă și așa ceva. Și dacă voi faceți ceva ce are vreo legătură cu asta. Da, 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 exact. Păi atunci, atunci pentru data viitoare putem să ne distrăm așa un pic, să încercăm să facem sau teoria asta generalizată, numai că uite, o să mă uit atent, voi nu știu dacă știți, dar Einstein când a descoperit ecuațiile alea, bine, și împreună cu alți matematicieni și așa, dar când a lucrat la ele, el chiar, asta povestea drăguță, e că el chiar începuse să predea un curs despre teoria relativității generalizate, dar el încă nu avea rezolvată. Adică el avea niște idei foarte bune, dar nu erau încă definitivate matematic, nu era, și pe măsură ce preda, își tot clarifica ideile și la sfârșitul cursului chiar. Uite, chiar vreau să mă uit atent. Nu vreau să mă lansez în speculații. Chiar vreau să mă uit atent și când o să avem discuția, o să știu despre ce vorbesc. N-am stat să studiez să aprofundez, dar vreau să mă uit atent peste chestia asta. Chiar mi se pare un punct excelent. Și în ce situație ați ajuns voi să dați chestii similare? Că sunt curios. Da, apropo de camera metri și astea, aveți de-a face și cu așa ceva? Că putem să avem un curs și despre asta, despre formarea de imagini. Da, pentru că eu chiar m-am gândit că ar fi interesant poate să reluăm niște cursuri de computer vision sau, mă rog, mai extinse, mai așa, pentru că eu sunt convins, adică și eu n-am avut proiecte cu una, cu ala, știi, le știam, le înțelegeam, știi, dar tot până nu te întorci la ele, până nu lucrezi, până nu faci anumite proiecte de cercetare, știi, robotică sau din alea, nu le înțelegi și treci peste ele, pentru că nu... Viața ta nu se leagă direct de chestia asta. Acum se formează camera. Pe la ce mă interesează pe mine, că doar am o cameră care funcționează. Dar în realitate, când începi să faci cercetare serioasă pe asta, de exemplu, noi tot lucrăm de ceva timp pe estimarea deptului și așa. Păi dept, cu flow, cu mișcare, cu aia, cu aia, trebuie să le pui pe toate la un loc. Că dacă nu știi să le pui pe toate la un loc, nu-ți iese. Dacă știi să le pui, s-ar putea să-ți iasă ceva deosebit. Adică e chiar... Știi, ajuns să apreciez foarte mult ceea ce la început, dar asta se întâmplă mereu în viață. Că ne întoarcem la lucrurile pe care la început ni se părea că nu contează sau sunt rezolvate sau așa, și ne întoarcem la ele și le vedem într-o altă lumină. E foarte interesant. Da, da, și benefic. Ok, stai să mă uit un pic aici că vreau să vă arăt ceva și apoi după aia o să ne oprim că deja vineri seara, știi cum e. Lumea poate vrea să... Stai să... Mai vreau să mă uit la o chestie aici. Unde e paperul ăsta? Vreau să fac eu niște... Unde e? Vreau să scol. Așa. Hai să încerc să vă dau share la un,
un screen așa și poate doar vreau să vă arăt repede și o să termin, că nu e, nu vreau să intrăm în detalii, dar numai să vă faceți o idee la care legătură cu ce vorbeam. Vedeți acum paper-ul ăsta aici? Problem formulation? Da, se vede. Se vede. Și acum când fac așa, se merge în sus și în jos, se vede pe tot ecranul bine sau cum se vede? Da, se vede că se dă scroll. Se face zoom, se vede? Da, da. Da, deci aici era formularea mea, care vine de la o formulare, are legătură de fapt, nu era inspirat direct, dar are legătură cu altă formulare din Graph Matching. Dar nu ce, asta e și quadratică Simon problem, dar asta poți să redefinești problema de labeling așa, deci mi-ul ăla din slide-uri e x-ul ăsta de aici. Și asta deja e o problemă quadratică. Practic x, i, a, i este nodul, a e label-ul și x, i, a va fi 1 doar și, dacă și numai dacă nodul i are valoarea a, altfel va fi 0. Și așa vedem că se activează practic doar termenii pentru care acea labeluire e activă, e valabilă. Și maximizarea energiei, eu vreau să maximizez această energie, adică să găsesc x-ul, practic asta va fi problema, să găsesc x-ul pentru care e-ul e maxim. Și q-urile sunt potențialele mele, log de nu știu ce. Ei, și problema asta este NP-hard, e super greu de rezolvat exact. Și atunci na, faci tot felul de teorii pe aici, o legi un pic și de eigenvector, o legi un pic și de energii. Matricea asta M, stau și o studiez și o răstudiez. Imaginez aici că există o parte a ei care e optimă, are o energie maximă și să vedem ce proprietăți are. Încercăm să găsim și un bound, nu știu ce, niște teorii pe aici, niște rezultate foarte interesante de altfel. Dar nu intrăm acum în algoritmul final, e ăsta, să zicem. Pornim de la o soluție maximă sub niște constrângeri mai relaxate, după aia facem climbing și ajungem la o valoare foarte bună, dar nu asta, nu teoria asta, că asta e. Vreau să vă arăt numai niște experimente pe și comparăm aici, stai să nu mai țin minte. LVP. Bine, trebuie să comparăm. Vreau să văd dacă am niște uite. Deci aici am comparat cu mai mulți algoritmi. Am făcut mai multe comparații, dar aici ca să vă dați seama. Deci ăsta e Max Product Belief Propagation, Loopy Belief Propagation, ăsta e. Și sunt mai multe experimente și pentru fiecare experiment arăt cum se comportă el pe iterație. Și uite-te ce oscilație are. Și cum să zic, eu am scos în evidență chestia asta, dar lumea știa, lumea a văzut, lumea a testat. Și tot îl continuă să folosească. Aici e deterministic annealing. Un algoritm pe care l-am descoperit era publicat pe 1980 și nu era folosit în problema asta, era folosit tot așa pe niște networks, pe niște, nu erau definite ca fiind grafuri, dar se potrivea imediat și are o convergență, după aia deterministic, după aia DPA-ul, de la ce vine P-ul ăla, nu e probabilistic, cumva nu are un, nu mai țin exact, deci mai multe valori, sunt mai multe variante a belief propagation. DPA vreau să-mi amintesc de unde vine. Self annealing, am încercat și asta. ICM, iterative conditional modes. Deterministic, aici cred că e DPA. Pseudo annealing. Și tot felul de, uite, relaxation labeling. Sunt algoritmul dintre ei foarte vechi, alții mai noi. Pe vremea aia când comparam, alții erau doar de câțiva ani sau atunci. Bun, algoritmul meu chiar a dat foarte bine, adică uite numai cum convergea și ce frumos s-a comportat și totul era super. Deci toate a ieșit așa cum trebuia lucrarea asta, dar nu de asta am vrut să vă arăt. Am vrut să vă arăt că erau mulți algoritmi de relaxation labeling, din ăștia determiniști. Cred că am cumpărat și cu Gibbs sampling, dar nu mai știu unde am pus aici, nu mai contează. Asta am vrut să vă arăt. Oscilația belief propagation. Și cum un algoritm care în principiu este exact, îți dă soluția optimă. Dacă ai un tree, dacă ai un copac și în momentul când adaugi cicluri, se comportă în halul ăsta. Deci trebuie avut grijă.
Câteodată sunt unii algoritmi care nu eșuează în halul ăsta, adică sunt convins că pot să-i fixez, că pot să-l fixez, pot să mă împrumut cu idei de la alte algoritmi și să vin, fac o variantă soft și gata, s-au rezolvat lucrurile. Dar zic, sunt algoritmi, sunt situații în care varianta, știi, cum ai schimbat un pic datele de intrare și condițiile ideale, cum, pum, face crack, știi? Deci, din asta putem să deducem și faptul că convergența unui algoritm este o proprietate foarte importantă. Și nu tot timpul un algoritm converge și nu tot timpul ești în stare să demonstrezi convergența unui algoritm. Converge la ceva. Dar bine, în ziua de astăzi, în care ai niște rețele și tu le dai bătaia să le antrenezi și nu mai demonstrezi nimic. Adică, în practică, stai și aștepți, vezi, mai încerci, mai nu știu ce. Dar contează, lucrurile astea contează. Contează dacă ai o convergență. Contează, ploturile astea spun multe. Plotul ăsta mie îmi zice clar că nici nu n-are nicio valoare să mă uit, eu să iau vârfurile ăsta pe aici. Nu, asta e useless. This guy doesn't know what it's doing. Ro, uite aici, pică, se ridică. N-are nicio treabă. Da, un algoritm de genul ăsta, sau mă rog, și ăștia care, ăsta mai lent, care au o anumită stabilitate, sunt numai de încredere. În cazul ăsta, pe graful ăsta. Și bine, aici eu am studiat, de exemplu, cum se comportă, cum se schimbă lucrurile în funcție de cât e de conectat. Dacă e chain, atunci belief propagation e cel mai bun. Uite, cu albastru. Că e copac. Cum încep să-l conectez? Uite ce se întâmplă cu belief propagation. Tot mai jos merge. Bine, aici sunt pe experiment care e valoarea maximă. Și ăsta tot timpul e în fața tuturor. Cu verdea noastră. Pe măsură ce eu conectez graful, 10%, 40%, fully connected, el se depărtează tot mai mult de celelalte care sunt aproximative. Vedeți? Fenomen interesant. Deci, idealul care el era... Chiar aici e garantat că este absolut. E optim. Și noi suntem dedesubt optimul. Dar uite ce se întâmplă. Bun, deci am niște mici observații. Ok, bun. Bine, a fost interesantă discuția. Eu, ce să zic, data viitoare, nu știu, Vlad, hai să ne gândim. Deci putem să mergem tot așa în direcția de la supervised learning sau putem să ne uităm așa, dacă vrei... chestia aia cu camere, cu asta și poate legătura cu... Dacă o fi vreuna, nu mi-e clar, nu știu. Bun, păi hai atunci să ne gândim acum ce ar interesa echipa voastră și așa. Putem să mergem spre camere, formarea imaginii și așa, lucruri care sunt convins că nu sunt favoritele niciunui student de la Computer Vision, cel puțin... care a luat o singură dată cursul sau n-a lucrat foarte mult, pentru că nu e evident imediat când te vei mai lupta cu ele. Și cu toate astea, iată că ne întoarcem la ele de fiecare dată. Sunt foarte multe proiecte acum, mai ales astea care țin de depth, de robotică, care folosesc tot mai mult chestia asta. Putem să facem asta, putem să ne întoarcem la matematica computer vision-ului, dacă vrei. Putem și asta. Eu am și niște slide-uri pregătite pentru asta. Am putea să mergem în asta, nu e nicio problemă. Sau putem să mergem spre unsupervised learning. Acolo e clustering și de la clustering să mergem în diverse direcții, știu eu, de cum am putea să descoperim nesupervizat ceva sau semi-supervizat. Dar nu știu, ce ar fi mai practic? Asta cu camerele, zici tu? Nu, Vlad, sau ne gândim... Ok. Facem asta cu camerele. Vorbim despre, după aia poate ar fi, dacă aveți ceva și de geometrie. Da. Bun, facem cu camerele, după aia putem să facem și geometric computer vision-ul de tot camerele intre și aia epipolar geometry și trifocal. Exact. Hai să facem asta. Mi se pare super. Eu am pregătit un curs pentru ăștia de la școala de vară de matematică aplicată de la Sinaia, unde erau mai mult matematicieni. Acolo nu erau oameni care lucrează neapărat în computer vision, dar foarte bine pregătiți în matematică și așa, și studenți la doctorat și așa. Băi, și le-a plăcut cursul meu foarte mult. Și am esențializat din cursul de computer vision ce a fost mai important din punct de vedere al matematicii. Deci este matematică, am luat exact matematica și cu chestii practice și așa și cu discuții. Și chiar acolo ar fi mai multe, ar fi model fitting, cameras, epipolar geometry, pot să fie geometry for multiple cameras, lucruri care nici nu l-am acoperit la computer vision.
Adică, dar toate au camera, toate au structure from motion. Putem să facem, da, deci asta, na. Cum reconstruiești geometria? Deci aveți proiecte de genul ăsta, da? Ok, păi atunci spunem, mergem în direcția asta? Mergem, da? Nu, 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 sunt mult mai multe chestii. Bun, hai să le facem, gata. Hai să le facem și le ducem și la un next level, să fie mai mult decât ce găsești într-un textbook obișnuit. Ok, bun, super. Continuăm cu asta. Bine? Putem să facem săptămâna viitoare sau în două săptămâni, cum vrei tu. Da, da, da. Ok, ok, super. Am și o întrebare. Ați putea să ne trimiteți și slide-urile? Eu nu aș vrea să mai îmi arunc un ochi pe anumite... Da, uite, am zis că le pun într-un folder și tot nu le-am pus. Le pun pe toate, tot ce am avut până acum. Eu mai prezentat pe diverse topicuri. Nu erau neapărat numerotate slide-urile. Alea nu știu exact unde le-am pus. Sper să le găsesc. Dar astea care s-au fost, că au început cu cartea și așa, toate mi sunt într-un folder. O să încerc să le găsesc și pe celelalte și să le pun pe toate într-un loc, da? Dar cel puțin astea care au început cu cartea și până acum sunt toate puse într-un ML for Math for ML, așa, dar le găsești și pe celelalte, că mi sunt diverse. Avem un folder. Avem un folder pe Google unde ar trebui să... Eu am tot promis că le pun și nu a cerut nimeni, am uitat și eu. Dar dacă zici că ți-ar prinde bine, le pun. Vă mulțumesc frumos. Cu drag. Și poate, Vlad, poți să pui și tu video-ul acolo sau unde. Bine. Ok, dragii mei, păi să aveți un weekend minunat. Uite ce mod frumos de a încheia săptămâna, inteligent așa, intelectual. Acum numai bine ne putem relaxa. Bun. Să ne vedem cu bine atunci. Pa. Mulțumesc. Salut, pa, pa. Seara bună, weekend plăcut. Seara bună. Weekend fine, pa, pa.